Tatiana Pavlovna țese o pânză care arăta destul de frumos, un peisaj de vară cald liniștit și nete un lac mesteacăni și iarbă verde. Toate acestea ilustrau adevărata natură. Femeia a privit pe fereastră iar acolo era exact aceeași imagine. De aceea Tatiana a decis să țese exact acel desen. Acest hobby a apărut la ea de mult timp de când fica ei a plecat în oraș. Femeia avea deja aproape 70 de ani și locuia singură în casa ei natală din satul Zarianovo. Aici toată vara soarele strălucea bâlând, iar toamna pământul era acoperit de frunze colorate de arțar. Totul era plăcut la vedere, dar femeii era plictisitor să trăiască singură. Mai înainte cel puțin erau vecini, dar acum unii au murit pe alții copiii, i-au dus în oraș, iar nepoții altora veneau doar vara să se bronzeze la soare. Nu era înfricoșător, avea cu ce să se ocupe, toată casa strălucea de curățenie, mâncarea era pentru o săptămână, iar în grădină erau mere coapte. Tatiana Pavlovna se simțea teribil de dor de fiica ei, Caterina. Se mutase deja nu știe de câte ani în urmă, a intrat la institut în oraș, a absolvit și a început o viață independentă. La început se străduia să-și viziteze mama aproape în fiecare săptămână. Apoi aceste perioade s-au scurtat la o lună la un an, iar apoi fiica a încetat complet să-și viziteze mama. Dar ea avea deja copiii ei propria viață. Tatiana Pavlovna nu știa aproape nimic despre ea și-i văzuse pe nepoți doar de câteva ori în toată viața. Cum le merge? Nu sunt bolnavi. Au nevoie de ajutor. Acestea erau întrebările pe care Tatiana și le punea de fiecare dată când se ducea la culcare, dar de la Ecaterina nu era nicio veste. A sosit un alt iulie. Vara era în plină desfășurare și mulți vecini cu copiii lor au venit aici să se odihnească. Cine nu ar veni la natură într-o astfel de vreme? Lacul era chiar în spatele ferestrei. Nu numai Ecaterina nu și-a aici copiii. Tatiana i-a invitat pe fică cu nepoți de multe ori, dar ei refuzau. Fie erau prea multe treburi, fie concediul era în altă parte. Astfel, nepotul mai mare a fost la Daha doar odată când avea doi ani. Tatiana nu l-a mai văzut de atunci, iar pe Maria cea mai mică nici măcar odată. Acum îi împlinea un an. Ce fac ei, ce caracter au aceste întrebări, vor rămâne fără răspuns, dar Tatiana nu se descuraja. Vara avea cu cine să vorbească. În familia vecină locuia o familie minunată cu un copil. Artiom avea doar șase ani și adesea Tatiana era invitată în casa lor ca bună. Părinții cu fețe fericite plecau să petreacă timp împreună, iar femeia rămânea singură cu acest minunat băiețel. Dar el era cu adevărat un copil minunat și inteligent. Pentru vârsta lui știa foarte multe, chiar mai mult decât era necesar. Știa să numere până la zece și să citească iar când părinții lui întârziau până târziu Tatiana îi povestea băiatului diverse povești ca să doarmă mai repede. Artiom îl iubea foarte mult pe Tatiana. Ea înlocuise bunica pe care din păcate nu o prinsese în viață. Dar Tatiana se descurca perfect în această rol. Bunicul Tatiana, ai o fică sau un fiu? A întrebat-o odată Artiom. Această întrebare dureroasă a venit seara când părinții lui se întârziau din nou. Ei și femeia beau ceai pe verandă. Aici strălucea o lumină difuză de la veioză, iar pe ei îi lumina luna plină. Pe iarbă se puteau observa licurici. Artiom alerga adesea după ei încercând să-i strângă într-o borcană, aș, dar toate încercările erau nereușite și băiatul renunțase. Tatiana s-a uitat pe fereastră și s-a gândit. Băiatul o făcuse să se îndoiască din nou dacă are o fică de fapt ele nu comunicau normal de 10 ani. Se poate considera o fică în acest caz. Desigur, am a răspuns femeia zâmbind. Se legăna în fotoliu și se uita la lună picioarele ei erau complet înfășurate într-un plet. Din plet se auzeau zgomotul puternic al țânțarilor care nu se dădeau bătuți. Artiom, fica ei, se numește Ecaterina, este o femeie foarte drăguță. De ce nu am văzut-o niciodată? A întrebat băiatul. Ea nu vine aici. De ce, nu știu. Dacă aș ști, ți-aș da un răspuns. Probabil că nu sunt interesant pentru ea. Cum poate o mamă să nu fie interesantă? Tu ești încă foarte mic, Artiom, dar pui întrebări foarte inteligente. Știi, uneori părinții și copiilor nu se înțeleg, parcă trăiesc pe planete diferite. Așa că copiii se îndepărtează de părinții lor, pentru că au o viziune complet diferită asupra vieții. Nu te înțeleg, a mărturisit băiatul și și-a plecat privirea. Se părea foarte supărat. Eu însă mi uneori nu mă înțeleg, Artiom, dar știu că ești un băiat foarte deștept și cândva vei aminti cuvintele mele. Eu niciodată nu o voi părăsi pe mama mea, a spus băiatul cu fermitate și cu o notă de supărare. Și asta este corect, Mama ta este cel mai valoros lucru din viață. Ea te-a dus în această lume, te crește și îți oferă tot ce poate. Bunicul Tatiana a început artiom și s-a înroșit puțin, eu nici pe tine nu te voi părăsi. Vrei să fiu copilul tău? Tu vei fi mereu alături, a râs femeia, iar băiatul s-a repezit la ea în brațe. Tatiana a văzut o lacrimă scăpându-i pe obrazul lui Artiom. Ești cel mai bun fiu la bărbătat femeia. Băiatul a zâmbit înapoi, apoi a râs. La jumătate de oră părinții lui au venit acasă. Ei au mulțumit femeii pentru ajutor, au invitat-o la ceai, dar ea a răspuns că trebuie să se culce. Și lui Artiom era deja aproape ora 23, iar chiar și vara este mai bine să ai un anumit program de somn. Tatiana s-a întors acasă și s-a culcat imediat în pat. Era foarte obosită pentru că astăzi fusese cu Artiom de dimineața până seara. Au mers la la capoi, au jucat în grădină, iar după aceea, obosiți, au băut ceai. Femeia îi plăceau foarte mult astfel de zile pline, ele îi dădeau gustul vieții. Se simțea din nou tânără de șaptezeci, nu este chiar o vârstă activă. Artiom îi trezea dorința de a trăi. Ar fi putut să-și dedice restul vieții creșterii acestui mic băiat. A doua zi, femeia, ca de obicei, a stat cu copilul, mama lui gătea prânzul, iar tatăl lui plecase la pescuit. Și din nou au cerut ajutorul Tatianei. Cu toate acestea, aceasta nu mai era o dorință a părinților. Artiom ruga foarte mult să petreacă timp cu ea. Artiom, iar tu ești aici? a exclamat femeia entuziasmată abordând băiatul și îmbrățișându-le. Eu, babă, Tatiana, să mergem în grădină. Mama a spus că acolo este multă căpșună, a râs băiatul bucuros la mine crește și căpșuna apoi vom aduna și de la mine iar eu apoi voi face gemiată că vei veni iarna la mine și vom savura împreună această minune delicioasă. Unde 20 de minute au cules căpșuni în curtea lui Artiom iar când ultima boabă a fost pusă în coșuleț Tatiana a propus să treacă pe terenul ei. Desigur era mai mic ca mărime, dar tufișurile de căpșuni ocupau cea mai mare parte a grădinii. Femeia făcea adesea gem din fructe de pădure. Aici avea și cireșe și afine și coacăze. Dintr-o dată, Tatiana a observat că Artiom se uita înapoi tot timpul ceea ce părea suspect. Ce ai văzut acolo, Artiom? S-a interesat femeia adunând fructe de pădure. Am văzut niște oameni se plimbă în jurul casei tale, poate sunt tâlhari, a răspuns băiatul cu un glas speriat întorcându-se înapoi. Acesta a intrigat-o și a speriat-o și pe Tatiana. Ea s-a ridicat în cetișor și a început să se apropie de locul unde se îngrămădeau oamenii. Văzutul ei nu era bun, așa că a văzut doar conturul unei femei cu un copil în brațe undeva în apropiere. Acest lucru a liniștit-o deja pentru că o femeie nu poate face nimic îngrozitor, iar vecinii erau totuși în apropiere, așa că Tatiana a mers cu încredere spre acești musafiri nepoftiți, dar de îndată ce s-a apropiat și a văzut un chip familiar ochii, s-au rotundit imediat. Era fiica ei Ecaterina cu copiii. Acum femeia a accelerat și mai mult pasul. Nu-i venea să creadă că se întâmplă totul în realitate. Nu ne-am văzut de zece ani. Pentru mai multă siguranță Ecaterina a strigat la femeie. Dar de sigur, ea s-a întors. Ținea în brațe un bebeluș și zâmbea. Mamă! A exclamat Ecaterina și s-a aruncat în brațele mamei sale. Câte zile, câte luni, mamă! Cât de mult mă bucur să te văd, Ecaterina! Ecaterina, scumpa mea, fica mea! S-a bucurat de vizita fiicei sale, Tatiana! Ea plângea de bucurie! Cât de neașteptat a fost totul! La ei s-a alăturat și Artiom care era clar că nu înțelegea cine sunt toți acești oameni și ce fac acolo. Artiom îți amintești că ți-am povestit despre fica mea. Ei bine, aceasta este ea, Ecaterina, i-a explicat Tatiana băiatului. Cea care te-a părăsit? a întrebat băiatul cu scepticism. Tatiana chiar s-a enervat de o asemenea lipsă de educație să vorbească așa în prezența Ecaterinei, dar ce prostie. Dar apoi s-a calmat. Reamintindu-și că el era doar un copil mic, ei au tăcut rapid acest comentariu. Intrând în casă, Artiom s-a familiarizat cu Fedia, iar Tatiana a fugit să fiarbă ceainicul. Ecaterina a șezut pe un scaun lângă masă, strângând în brațe un copil nou născut și a privit în jur prin casă. Iată nimic nu s-a schimbat, a concluzionat ea. Toate aceleași pereți, aceeași veselă, cât de plăcut este să te întorci în copilărie. Ecaterina a observat-o pe mamă cum turna ceai în cești. Copiii deja și-au găsit de lucru, au început să examineze diferite figurine din lemn. Artiom încerca să le spună ceva despre aceste creații, dar avea doar șase ani. Și, desigur, asta părea destul de amuzant. Un băiat de șase ani descrie o figură geometrică unui băiat de cinci ani și încearcă să o facă cât mai științific posibil. În cele din urmă, Tatiana a servit ceaiul și s-a așezat la masă vis, -vis de fiica ei. Nu se putea sătura de ea. Tatiana și-a vopsit părul, și-a schimbat coafura și, de asemenea, a schimbat stilul vestimentar. Era pur și simplu de nerecunoscut. Dragă, cât de mult timp nu te-am văzut, a spus Tatiana Pavlovna examinându-și fica. Ce mai e nou ce știri, te rog? Ei bine, spunem totul, nu mai am răbdare. Nu ne-am văzut zece ani, gândește-te doar. Ecaterina a zâmbit, a luat o înghițitură de ceai și abia apoi a început să povestească. Ei bine, în general, nimic nou. Acum trăim cu Leonid, creștem copilul, lucrăm, ne obosim groaznic. Tată, probabil ai primit telegrama despre nașterea Mariei. Femeia a arătat spre copilul pe care îl ținea în brațe. Și cu Leonid. Cum merge căsnicia voastră? Cinci ani deja nu iar fostul tău soț nu te mai jignește, nu mai face gălăgie. Și cum e Oxana mea? Doamne, cât de mult nu am mai văzut-o! Oxana a zâmbit politicos. Ecaterina termină anul acesta facultatea are un iubit, se pare că în curând mă va face bunică, iar pe tine bunică mare. Oxana era fica cea mare a Ecaterinei din primul ei mariaj, iar cei doi copii nici erau din al doilea mariaj cu noul ei soț ei bine a adăugat fiica asta nu e important. Cel mai important e că ne-am întâlnit în sfârșit îmi era atât de dor de tine. Iar tu m a mai venit pentru tot vara. În sfârșit Fedia va putea să nu ate în lacul nostru. De fapt a început cu o intenție ascunsă Ecaterina nu am venit aici pentru asta. Dar bineînțeles în primul rând am vrut să te văd și să-ți arăt nepoții. Dar mai e și altceva. Tatiana asculta cu atenție fiecare cuvânt al fiicei sale ca o cârpă care absoarbe apa. Ea știa că nu va mai auzi vocea ei mult timp. Sau poate chiar niciodată pentru că nu mai avea mult de trăit. Avem probleme financiare. Leonida a primit o reducere de salariu la serviciu, iar eu sunt în concediu de maternitate. Nu ne ajung banii. O da bineînțeles să-ți voi împrumuta bani, draga, a spus Tatiana făcând cu mâna s-a ridicat de pe scaun, a mers în sufragerie și a început să caute ceva în dulap. Ecaterina a înțeles ce caută și a oprit-o spunând, nu mamă, nu am nevoie de banii tăi. Tatiana s-a întors și a privit-o întrebător. Nu am nevoie de banii tăi, a repetat Ecaterina liniștită chemând-o înapoi la ea. Tatiana s-a așezat lângă ea, dar deja confuză. Acum nu mai înțelegea ce vrea fiica ei. De fapt banii sunt necesari, dar nu cei pe care îi economisești. Și știu un alt mod de a-i obține. Iată în ce am nevoie de ajutorul tău, a explicat Caterina. Așa că ascult a răspuns mama interesată. Știi despre capitalul maternal. Dar bineînțeles că știu. Atunci știi că îmi pot prin banii pentru anumite cheltuieli, cum ar fi educația copiilor, tratamentul scump și așa mai departe dar din păcate acum situația noastră este de așa natură încât trebuie cumva să-i hrănesc pe cei șapte. Iar ceea ce acordă statul sunt banii în numerar, adică îi pot cheltui doar pe ceva specific. Așa că a continuat Caterina pot să cumpăr de exemplu o proprietate de la rude. Pe baza acestui lucru voi prin bani înțelegi. Desigur nu te voi plăti în realitate, dar pe hârtie voi fi proprietara acestei case și le voi împărți în părți egale între copiii mei vrei să cumperi casa mea? S-a îngrijorat Tatiana. Dar unde voi locui eu? Ce se va întâmpla cu mine? Oare propria mea fiică vrea să mă arunce la gunoi? Da, zise Caterina, dar nu te îngrijora de sigur că totul va rămâne la tine. Nimic nu se va schimba. Mie nu-mi trebuie casa ta, mie îmi trebuie banii pe care îi va da statul tu vei continua să locuiești aici ca și până acum doar că pe hârtie nu vei mai fi proprietara. Asta e tot. Tatiana s-a gândit puțin. Pe de o parte suna ca o idee foarte bună, dar pe de altă parte era o aventură. Dacă erau prinși, ce s-ar întâmpla atunci? Era foarte îngrijorătoare. Dar este ilegal. A exclamat Tatiana. Nu mamă, nu este ilegal, a insistat Caterina. Mulți oameni fac asta. Tatiana s-a gândit din nou. Pe de o parte era o înșelătorie, dar pe de altă parte era fiica ei care avea nevoie de ajutor. Mai mult nu era nevoie să facă nimic complicat, doar să semneze niște hârtii. Care era diferența dacă casa era pe numele ei sau pe numele fiicei ei? Era tot a ei în cele din urmă. E grozav, a spus Tatiana. Atunci dăm un termen ca să mă pregătesc. Peste o săptămână a răspuns Caterina. Vin cu documentele și le facem totul notarial. Bine a spus Tatiana. Aștept cu nerăbdare. Ecaterina și nepoții au plecat lăsând-o pe Tatiana singură. Deși în casă mai erau și Fedia și Artiom. Bunica Tatiana vindeți casa. A întrebat băiatul cu groază în glas. Dar răspuns Tatiana, dar nu te teme, eu voi rămâne aici este doar o formalitate. Adică voi continua să vă joc cu voi. Nu vă voi părăsi niciodată de sigur. Nu a spus Artiom, nu mă părăsiți. Desigur că nu a spus Tatiana mângându-i umerii. Până seara a spus Ecaterina. Trebuie să mă gândesc la asta. Și a plecat fără să mai rămână să doarmă. Tatiana era foarte dezamăgită și supărată, dar încerca să se consoleze cu gândul că fiica ei avea multe de lucru. A trecut o săptămână și nu a mai auzit nimic de la Ecaterina. Tatiana Pavlovna începuse să creadă că Ecaterina se răzgândise și că tranzacția nu avea să aibă loc. Dar într-o zi dimineața a primit o scrisoare. În ea îi se spunea că trebuia să vină în oraș pentru a finaliza tranzacția notarială. Tatiana era foarte îngrijorată de propunere. Nu mai călătorise în oraș de mult timp, iar acum era și bătrână. Cum să suporte călătoria de trei ore, mai ales că ar fi putut fi nevoită să stea în picioare în tren? Dar nu avea ce să facă. Fica ei o ruga și Tatiana nu o putea dezamăgi. A doua zi, Tatiana a început să-și strângă bagajul. A luat pașaportul toate documentele legate de casă și de sigur a pregătit un pachet de drum. Cine știe cât va rămâne acolo? În casă a apărut Artiom care o urmărea cu atenție pe femeie. Ea căuta un document important și când l-a găsit a exclamat de bucurie. Abia atunci a observat băiatul și s-a stânjenit. Artiom a spus ea de ce pui lucrurile în geantă. Unde te duci? A întrebat băiatul obraznic apropiindu se de femeie și uitându-se în geantă. În oraș a răspuns femeia cu indiferență. Nu voia să-l supere pe copil, dar acum se concentra să nu uite nimic. În caz contrar, ar fi trebuit să se întoarcă acasă și să călătorească din nou ceea ce Tatiana de sigur nu voia. Notarul este o persoană serioasă, dacă lipsește un document, atunci poți să pleci acasă, iar în scrisoare era detaliat ce trebuie să aducă cu ea. În cele din urmă Tatiana a decis să ia cu ea totul așa va fi mai sigur. Dar ai spus că nu mă vei părăsi, a spus Artiom supărat. Nu te părăsesc, Doamne ferește! A spus femeia. Merg la treabă. Am treabă, auzi treabă. La vârsta mea bunicii au și ei treabă. Nu trăiesc doar pentru tine. Băiatul s-a îndepărtat și l-a privit pe femeie cu ochi plini de groază. Se vedea că se simțea rușinat, dar în același timp cuvintele acestea oribile l-au rănit. A început să plângă și a fugit. Abia atunci Tatiana și-a dat seama ce a făcut. A țipat la un copil nevinovat. Cât de mult îi dorea să-l ajungă din urmă și să se explice. Dar timpul era limitat, trenul trebuia să sosească în curând și ea era deja foarte în întârziere. Gara feroviară se afla nu departe, dar pentru o femeie de vârsta ei era destul de greu să parcurgă o asemenea distanță. A ajuns la stația de autobuz, a urcat în autobuzul potrivit și după ce a ajuns s-a îndreptat în direcția gării. Mai era foarte puțin timp. Conform ceasului ei de mână aproape că alergă și conform legilor sorții la ghișeu era o coadă de câteva persoane. Tatiana care gâfâia după alergare s-a așezat ultima uitându-se din când în când la ceas și tremurând. Scuze a strigat ea către o femeie de aproximativ 50 de ani care se afla în față. Ați putea să mă lăsați să trec înainte. Am întârziere la tren pleacă imediat. De ce? A întrebat femeia. Și eu poate întârzi, dar stau la coadă ca și toți ceilalți. Nu-i vina mea că nu am venit la timp, Mie mi este foarte important, mă așteaptă fiica mea în oraș, trebuie să mergem la notare, explica Tatiana aproape implorând. O așteaptă și nepotul meu, care are ziua de naștere, se împotrivia necunoscuta. Dar ce fel de omoribil este? Se gândi Tatiana. De ce nu poate fi mai milostiv față de ceilalți oameni? Așa să răspunzi grosolan la o simplă cerere. Între timp până la plecarea trenului mai rămăseseră doar câteva minute. În sfârșit a venit rândul acestei femei nesimțite care stătea în fața Tatiana. Vreau bilet pentru oraș pentru ziua de mâine, vă rog, a cerut femeia. Și aici Tatiana a avut un atac de cort. Doar pentru mâine. Și această femeie neîndurătoare nu a putut să o lase să treacă înainte. A fost atât de supărată încât nici măcar nu s-a mai supărat i s-a părut pur și simplu jignitor și dureros faptul că în lume trăiesc astfel de oameni oribili. Abia când Tatiana a ajuns la ghișeu a auzit sunetul trenului care pleca. Toată speranța din ochii ei s-a stins. Acum nu mai avea cum să ajungă nicăieri. Acesta era ultimul tren care pleca în oraș de la gara cea mai apropiată din cauza lucrărilor de reparație a căilor ferate programul fusese redus la jumătate. Ecaterina se va supăra teribil când nu o va vedea mâine la ora 8 la notar. Ea dezamăgit-o pe fica ei. Unde plecați? A scos-o din gânduri casierul. Tatiana s-a uitat la el cu ochii plini de disperare. Nicăieri a răspuns ea cu un glas jalnic și s-a îndreptat spre stația de autobuz de acolo spre casă. Acum nu mai știa ce să facă nu avea numărul de telefon al fiicei sale sau mai bine zis îl avea undeva. Îi lăsase numărul ei de mult de mult. Tatiana îl notase pe un foaie, dar apoi îl ascunsese undeva în birou și pe asta s-a terminat. Ea nu folosea deloc telefoanele mobile. La ce trebuie în sat? De la ele spuneau oamenii vine o singură boală. De ce nu a venit fata ei să o ia și? Are mașină totuși. Tatiana a ajuns cumva acasă, s-a așezat pe verandă, s-a odihnit puțin și a început să se gândească ce să facă mai departe. Gândurile ei au fost din nou întrerupte de nepotul nepotrivit care părea că încă se supăra pe situația de acum două ore. De ce nu ați plecat? A întrebat el. Am întârziat la tren, a răspuns femeia cu un ton morocănos. Nu avea chef de conversații cu băiatul. Artur s-a apropiat, s-a așezat lângă ea pe treaptă care fusese cândva vopsită în verde ca și toată veranda, dar toată vopseaua se desprinsese de mult. Și acum pridăvorul care odată fusese atât de frumos și îngrijit arăta abandonat și în plus cocoșat. Tamara încerca să nu se gândească la cât de mult se dărâmase casa ei natală după moartea soțului ei, care până la boala sa se ocupase de treburile gospodărești. Totul se degradase treptat, Ofte ce n-au avut un fiu. El ar fi ajutat acum să repare să pună la punct. Și ce vei face? O întrebă Artiom nepermițându-i femeii să se distragă. Nu știu o răspunse ea. Se întoarse cu capul spre băiat care o privea cu interes, dar în privirile lui se citea totuși supărare. Ascultă, iartă-mă, iartă-mă că am strigat la tine, m-am descărcat pe tine, tu nu ai nicio vină. Am vrut atât de mult să prind trenul, și am ratat. Și personajele de la gară nu sunt cele mai plăcute, spuse ea. Dar și personajele de la gară nu sunt cele mai plăcute, repetă băiatul. Acolo era o femeie rea care s-a purtat foarte urât cu mine. Din cauza ei am întârziat la singurul tren care merge în oraș. Băiatul nu răspunse nimic, se limită doar să ridice o sprânceană, apoi fugi în casa lui. Tamara nu înțelese deloc acțiunile băiatului. Se pare că se scuzase de ce să-i ceri unui copil. El e doar un copil. Probabil că i a rănit foarte tare și acum nu o va ierta prea curând. Copiii au o psihică foarte fragilă și fiecare critică poate să se cuibărească adânc în inimă, iar apoi această supărare poate fi transferată și în viața adultă. Deci Tamara înțelegea că totuși nu era o traumă atât de mare pentru copil. Probabil că și părinții lui îl certa uneori. E normal. Uneori copiii sunt foarte năzdrăvani, lipicioși și neliniștiți, așa că adulții se descarcă adesea pe ei. Dar după câteva minute Artiom se întoarse. Era foarte agitat. Băiatul se apropie de femeie și spuse, poți să mergi astăzi seara cu noi. Voi plecați undeva. Se miră Tamara, Părinților mei trebuie să plece în oraș pentru afaceri. Mi-au permis să plec cu ei. E grozav, nu-i așa? Tamara aproape că plângea de fericire. El jignise atât de tare pe acest copil, iar el, în schimb, i-a răspuns cu bunătate. Vino aici, băiatul meu minunat, exclamă Tamara îmbrățișându-le pe Artiom. El mi-a făcut un cadou adevărat. După câteva minute au mers în casa lui pentru a vorbi cu părinții lui. Bună seara Tamara Pavlovna, salută mama băiatului. Artiom le-a povestit ce se întâmplase. Suntem gata să te ajutăm. La ce oră dorești să pleci? Se interesă femeia. Deja peste o oră doar că înapoi va trebui să te descurci singură. Vom termina toate treburile dimineața și vom pleca imediat înapoi, spuse Tamara. Dar asta nu este o problemă, în oraș este mult mai ușor să cumperi un bilet mulțum vecinei Tamara. Așa și fost, curând au plecat. Femeia era foarte fericită că a putut să călătorească într-o mașină spațioasă și confortabilă. Nu a trebuit să se zgălățăi în trenuri supraaglomerate, iar călătoria a durat doar trei ore. Tamara le-a spus adresa Ecaterinei, iar ei au oprit mașina chiar lângă casa ei. Ei a mulțumit din suflet și le-a promis că va sta cu Artiom cât va fi nevoie. Deci de fapt asta făcea mereu. Tamara a urcat cu greu pe etajul înalt al clădirii deoarece liftul nu funcționa. Era aproape sufocată și spera că Ecaterina era acasă și îi va da să bea ceva. I se făcea foarte cald și rău. A sunat la ușă, dar nu a răspuns nimeni timp de trei minute. Tamara a decis să sune până la capăt. În cele din urmă s-au auzit pași, dar nu-i venea să creadă. În fața ei se afla o fată tânără de aproximativ 25 de ani. Avea părul vopsit blond și șuvițe care îi cădeau frumos pe umeri. Era îmbrăcată în halat de casă. În urma ei a ieșit un copil mic care a fost imediat luat în brațe de un bărbat necunoscut. Bună seara, în ce vă pot ajuta? A întrebat fata drăguță. Părea puțin obosită, dar încerca să fie politicoasă. Acest lucru i-a plăcut imediat Tamarei, dar ea încă nu înțelegea ce făcea această fată în casa fiicei sale. Vă rog să mă iertați, nu locuiește aici Ecaterina Ivanovna. A întrebat Tamara cu un glas răgușit. Tocmai reușise să se așeze pe o bancă. Ecaterina a locuit aici înainte, iar dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt mama ei, a rostit femeia. După această frază i s-a întunecat în ochi și s-a înfundat auzul. S-a clătinat și s-a sprijinit de perete. Este totul în regulă cu dumneavoastră. S-a îngrijorat fata necunoscută încercând să ajute necunoscuta. Tamara părea că pierde cunoștința. Când fata a chemat pe soțul ei, au dus-o pe neașteptata oaspete pe canapia și au aranjat-o mai confortabil. Fata a adus un pahar cu apă și s-a așezat în fața ei după câteva minute Tamarei Pavlovna i s-a mai liniștit respirația. Ea încă nu îndrăznea să vorbească și încerca să se calmeze. Îmi cer scuze, vă rog, s-a scuzat femeia făcând un gâtlej. Liftul nu funcționa, iar eu am un inima slabă. Nimic se întâmplă cu toții, a încurajat-o fata. Cum vă numiți? Tamara. Iar pe mine mă cheamă Daria. Foarte plăcut să vă cunosc pare că căutați-vă fiica Ecaterina. Dar în agenda aveam scris această adresă. Nu am fost niciodată în vizită la ea și în oraș nu prea ajung. Practic niciodată. Am venit azi cu urgență, m-a chemat la notar. La notar. A întrebat Daria nu atât de interesată cât de politicoasă și dornică să o liniștească pe femeie. Dar trebuie să rezolvăm niște lucruri, a explicat Tamara făcând din nou un gâlgăș. Aveți telefonul Ecaterinei? A întrebat Daria. Nu eu îi scriam mereu scrisori. Știu că e demodat, dar nu înțeleg nimic în telefoanele astea. Ei bine, eu am numărul ei de telefon, a exclamat tânără mamă. Mă tem să întreb de unde l-am luat. Așa și așa noi am cumpărat această garsonieră de la ea acum două săptămâni. Prețul era foarte atractiv pentru că trebuia să o vândă urgent. Nu știu din ce motive, dar noi cu soțul meu am acceptat oferta și nu ne-am înșelat. Uite ce reparații am făcut, iar noi suntem o familie tânără. Ea nu mi-a spus că a vândut garsoniera. Era nevoie de bani, e drept, dar de ce a trebuit să recurgă la asemenea extreme. Ea a spus ceva despre plecarea ei, nu știu unde, dar că va pleca foarte curând, a răspuns Daria răsfoind lista de contacte din telefonul ei. Iată că l-am găsit, acum sunăm, au răsunat tonurile de apel, a trecut o minută, dar nimeni nu a răspuns. Hai să mai încercăm, nu s-a dat bătută Daria, dar și la a doua încercare rezultatul a fost același, Ecaterina era indisponibilă. Ce ciudat poate doarme. Ați avut o întâlnire stabilită, nu. Nici vorbă, dar era ceva de la sine înțeles. Ea știe că nu am pe nimeni la oraș unde să stau peste noapte. De fapt, voiam să vin la ea încă ziua, dar așa a fost să fie că am ajuns doar seara, iar acum se pare că ea nu mai locuiește aici. Să nu mă înțelegeți greșit, a început cu grijă Daria, dar mie mi se pare că fiica dumneavoastră e cam ciudată. Cum se poate comporta așa cu mama ei? Ei bine, eu sunt sigură că nu e din rău. Mâine cu siguranță se va găsi o explicație pentru acest comportament. Iar azi eu voi găsi unde să dorm. Daria s-a uitat la soțul ei, apoi s-a întors spre Tamara. Ascultați, rămâneți la noi. Eu vă voi pregăti un pat pe canapia, iar dimineața vă pot duce la notar. Ce ziceți e o idee? A sugerat Daria cu un zâmbet. Tamara nu-și venea să creadă în norocul ei. În aceeași zi două familii bune o ajutaseră să iasă dintr-o situație atât de dificilă. Dacă nu vă deranjează cu drag rămân, a rostit Tamara. Așa au hotărât. Daria s-a dovedit a fi foarte atentă, a pregătit un pat pentru femeie, i-a dat de mâncare, i-a turnat ceai. Cum se face că nu ați vorbit de zece ani? Se mira Daria savurând ceaiul din ceașcă. Nu știu, noi parcă ne-am mai vorbit înainte. Mai ales i-am spunea despre zilele de naștere ale copiilor ei și mă felicita apoi totul a cam dispărut, iar eu nu m-am ostilit prea tare. Cine are nevoie de o bătrână ca mine? Mi-a venit timpul să aleg mormântul. Ce spuneți? Ce spuneți? Se indignă Daria. Sunteți o femeie minunată, dar cu fica dumneavoastră ați avut o mare ghinion. Mama mea a murit când aveam 16 ani, a fost omorâtă pe trecerea de pietoni în loc regulamentar, iar șoferul era beat. Pe fața fetei se așternură lacrimi. Dacă ar fi fost în viață, ce minunate am fi vorbit, ne-ar fi ajutat cu copilul, mi se pare că fiica dumneavoastră nu vă prețuiește deloc. Îmi pare rău pentru durerea dumneavoastră, dar mie mi se pare că Ecaterina e pur și simplu un astfel de om nu sociabilă. Ea a fost așa din totdeauna, o dădeau în școală, iar după ce a terminat facultatea și a început să lucreze, a devenit o femeie ocupată, a avut o familie, gospodăria ei, munca nu are timp de mine. Păi asta e treaba dumneavoastră. Important e să fiți mulțumiți. Iată că sunteți o familie tânără, vă mai creșteți, gândiți-vă să vă educați copiii astfel încât să vă iubească și să vă respecte pe dumneavoastră și pe tatăl lor să vă viziteze mai descăci la bătrânețe, chiar ai nevoie de un pahar cu apă, glumia. Daria ruse. O deja e miezul nopții, cred că ar fi cazul să ne culcăm, spuse Daria, și se apucă să strângă masa. În cele din urmă Tamara se culcă pe patul ei improvizat și a dormit rapid. Această zi o obosise foarte tare. Nu se aștepta la asemenea aventuri. Dimineața din bucătărie se răspândi un miros înbietor de clătite. Tamara se scula se uită în oglinda arăta destul de prezentabilă. Canapeaua se dovedise a fi moale nu ca cea de acasă veche scârțăitoare cu cuie care ieșeau din tapțerie și perne care păreau mai degrabă pietre. Bună dimineața, Tamara, o întâmpină Daria cu bucurie. Bună dimineața, a spuse femeia. La masă deja ședea soțul ei, care înfuleca clătite cu poftă. Am intrat pentru că mirose atât de bine, se justifică femeia puțin stânjenită. Vă rugăm așezați-vă și pentru dumneavoastră e gata, spuse Daria. Tamara se așeză vizavi de soțul Dariei. Nu am avut norocul de a ne cunoaște ieri, se prezentă ea tânărului. Mă numesc Leo, dar puteți să mă numiți pur și simplu Leo, răspunse prietenos tânărul. În bucătărie domnea o atmosferă de idilă familială se vedea că acești oameni se iubesc cu adevărat. Din camera copiilor se auzi un plâns. Daria se ridică în picioare imediat și ești în bucătărie. Îmi cer scuze pentru întrebarea asta, dar cine este? A întrebat Tamara. Un băiat Petru a răspuns Leonid. Știu că e un nume obișnuit, dar Daria a vrut mereu să-și numească copilul așa. Tamara a dat din cap cu un zâmbet. Odată și ea a avut de ales un nume pentru fiica ei. Soțul ei Ivan a decis să o numească Ecaterina pentru că ea a suferit dureri inimaginabile la naștere. Tamara a decis să o numească Ecaterina în onoarea Ecaterinei a doua. Această femeie a făcut atât de multe pentru țară nu degeaba a fost numită cea mare. Tamara spera că energia acestui nume se va transmite și Ecaterina i așa și fost. Cu toate acestea, Ecaterina a stat tot mai mult închisă în cărți, era o fată retrasă, iar apoi a plecat de acasă lăsându-i pe bătrân singuri. Ivana a murit acum cinci ani, banii economisiți au fost suficienți doar pentru funeralii decente. De au fost și zile de pomenire bune, dar ce a întristat o cel mai mult pe Tatiana a fost că Ecaterina nu a venit nici măcar la înmormântarea propriului tată și nici după aceea nu a apărut să-și susțină mama îndoliată. În general a fost o atitudine oribilă, dar Tatiana o iubea totuși. Oamenii speciali sunt întotdeauna puțin indiferenți la sentimentele și nevoile celorlalți, iar i-au considera pe fica ei specială. Altfel cum ar fi putut intra la facultate fără bani apoi să se adapteze în capitală și să se descurce bine în viață. Nu toată lumea se poate lăuda cu asta. Adevărul este că acum Ecaterina pare să aibă probleme, dar Tatiana o va ajuta, este datoria ei ca mamă. După micul dejun, Daria a plecat undeva cu treburi, iar pe drum a dus-o pe Tatiana Pavlovna la notar. Femeia spera că cel puțin adresa indicată în scrisoare este corectă. Ieșind din mașină, ea a văzut imediat o mare firmă pe clădire. S-a dus în clădire, a urcat la etajul potrivit și a spus numele la recepție, și a fost invitată în holul de așteptare. După câteva minute în sfârșit a apărut Ecaterina. Era îmbrăcată într-un costum oficial strict. Jachetania grăbluza albastră și pantalonii călcat perfect în mâini au miapă maro cu documente. De îndată ce Ecaterina a văzut-o pe mamă s-a așezat lângă ea și a clătinat din cap în tăcere. A fost ciudat. De obicei oamenii chiar și atunci când se despart pentru o scurtă perioadă de timp se salută unul pe altul nu se pare că Tatiana a făcut cu siguranță o greșeală în educația ei. Bună fiică a început mama, dar fiica a întrerupt-o imediat. Taci te rog, a spus ea brusc. Tamara a fost chiar puțin jignită. Ce fel de atitudine era asta? De ce femeia a început să fiarbă? Vreau să mă concentrez pe tranzacția viitoare, ai adus toate documentele. Dar nici măcar nu mă întreb unde am dormit aseară. Nu mă interesează cu cine și unde ai dormit, ah, acum vorbește așa, trecut la un ton mai sever, Tatiana știa și să se enerveze când trebuie. Cu o atitudine ca asta nici nu vei vedea o casă știi și banii. Ecaterina s-a întors spre ea și a forțat un zâmbet. Bine, mama, ai dreptate, sunt prea nepoliticoasă cu tine. Îmi pare rău. Și ea a dat din mână. Probabil că este stresul frica de a pierde totul îmi afectează foarte mult. Desigur când vinzi rapid un apartament nu se întâmplă așa ceva, a observat mama. Ecaterina a țipat din nou la ea, taci. Dar în această cameră este mai bine să nu vorbești în plus despre tranzacții, totul poate fi împotriva ta. Vezi aci oameni în uniforme. Cu siguranță nu sunt aici degeaba, probabil verifică ceva, poate plătesc vizitatorii impozite. Nu plânge, mamă, te rog. Taci, tac, a șoptit Tatiana jignită. Astfel au stat timp de 20 de minute Ecaterina se uita la ceva în telefonul ei, iar Tatiana Pavlovna din plictiseală se uita în jur. Toată lumea era tensionată fără încetare și muta hârtiile era nervoasă. În cele din urmă din ușa a ieșit un grup mare de oameni care vorbeau tare. M-am îndreptat spre ieșire. La Ecaterina și Tatiana s-a apropiat o secretară și le-a invitat în birou. Au intrat, au scos buletinele de identitate și documentele la masă stătea un bărbat îngrozitor de sever și respectabil cu ochelari scumpi. Sprâncene sale erau încruntate. El examina niște hârtii care se aflau în fața lui. Auzind pe cei nou veniți, a ridicat capul. Deci Tatiana Pavlovna și Ecaterina Ivanovna. A întrebat el examinând în mod strict femeile cu privirea. Ele au dat din cap afirmativ. Vă rog așezați-vă, a spus el. Mama și fica s-au uitat una la alta și s-au așezat pe un fotoliu. Ecaterina Ivanovna, din câte am înțeles, intenționați să cumpărați o proprietate de la Tatiana Pavlovna, mama dumneavoastră. A întrebat el. Ecaterina a dat din cap. Permiteți-mi să aflu scopul, a interogat bărbatul. Tatiana a înțeles deja că acesta era însuși notarul. Știți, am doi copii mici, fără a număra fica mea mai mare studentă. Familia noastră s-a mărit și avem nevoie de mai mult spațiu locuiesc într-un apartament mic din oraș. După divorțul de soț am rămas cu copiii în apartamentul unui dormitor. Iată vă rugăm familiarizați-vă cu documentele. Tatiana nu-și putea crede urechile cât de bine mințea, dar de ce? Cu o săptămână în urmă i a, și -a vândut apartamentul mare din centru. Locuiți cu soțul sau mama. Sunteți singură? A întrebat notarul. El a plecat din familie de îndată ce am născut două copii, a răspuns jalnic Ecaterina. Conform documentelor, încă suntem căsătoriți, dar el nu joacă absolut niciun rol în creșterea copiilor, a răspuns Ecaterina. Prin urmare, am cerut ajutorul mamei. Ea este dispusă să ne transfere casa pentru că. Pentru că. Fica se uita la Tatiana cu ochii ca și cum ar fi sugerat ceva intens apoi chiar i-a călcat pe picior sub masă iar Tatiana a înțeles că a venit rândul ei să mintă. Da confirmă voi duce în curând pe lumea cealaltă iar ei trebuie să trăiască să trăiască. Nu-i pot lăsa singuri dar nici pe mine nu mă pot lăsa fără mijloace de trai. Prin urmare am propus fiicei mele să-mi cumpere casa iar eu. Eu mă voi muta într-un azil de bătrâni. Fica mi-a găsit unul foarte bun, așa că banii de la vânzare vor fi la îndemână de multă vreme, nu mai pot trăi singură, este timpul să mă hotărăsc. Înțeleg, a spus notarul. Veți achita această achiziție cu capitalul matern. A întrebat el adresându-se Ecaterina. i a scos certificatul și i-au rugat să mai aștepte până când vor pregăti toate documentele. După două ore timp în care Tatiana a reușit să se obosească teribil au semnat totul așa cum se cuvine. Deci vom trimite astăzi documentele în format electronic la Rosre Când tranzacția va fi înregistrată aproximativ în trei zile lucrătoare, fondul de pensii va transfera banii vânzătorului. Vă returnez certificatul cu ștampilă. Mai avem nevoie de o procură pentru ca eu să primesc banii pentru mama, a spus brusc Caterina. De ce asta? A început Tatiana. Ei bine nu vrei să vii aici. Din nou sec. A întrebat-o fiica ei și a făcut ochii mari adică ce vorbești. Am convenit deja despre totul. Ah, s-a speriat Tatiana. Desigur îmi cer scuze bătrână. Încă după o jumătate de oră le-au eliberat și procura. Tot ce e mai bun a încheiat notarul semnând documentul. O zi bună! În sfârșit erau libere. Tatiana voia foarte mult acasă departe de toate aceste complicații, de aceste hârtii de mulțime, agitația și zgomotul unui oraș mare. Când au ieșit din clădire, Ecaterina, chemând un taxi pentru mama ei la gară, se pregătea să se despartă și să plece la treburile ei. Dar Tatiana a oprit-o. Nu ai nimic de spus. A întrebat-o ea sever. Ce anume? A fost surprinsă fica. De ce ai vândut-o pe apartamentul tău bun și mare? Abia doar ca să-ți transferi banii pentru casa mea. Dar ea costă mult mai mult. O mamă nu te privește, iar acum trebuie să fug. Și Ecaterina se pregătea din nou să plece, dar cuvintele mamei ei au oprit-o. Am venit ieri în fostul tău apartament unde din întâmplare m-au găzduit un cuplu tânăr, cu siguranță îi cunoști pentru că au cumpărat apartamentul tău anterior de ce nu m avertizat măcar că ai plecat de acolo? De ce nu m-ai adus în oraș la tranzacție? Eu credeam că îmi pasă de tine, credeam că mi ești necesară, iar ție ți-au fost necesare doar acești bani nenorociți. Fața Ecaterinei s-a întunecat imediat, ea parcă și-a dat seama de vina ei și deși avea deja mulți ani acum arăta ca un copil de cinci ani pe care mama lui îl ceartă. Am avut ieri o zi oribilă, M-am certat cu soțul meu și Maria s-a îmbolnăvit a plâns toată ziua. Pur și simplu nu puteam să te primesc fizic pentru că tocmai ne-am mutat în această garsonieră, nu ne putem întinde, a explicat fica și nici nu puteam veni după tine. Dacă ai ști doar cât sunt de ocupată, cât de încurcată sunt să rezolv toate aceste probleme. Tu ai făcut-o pe cont propriu, a ridicat din numeri Tatiana, dar puteai măcar să mă avertizezi că nu poți să-mi dai adăpost. Aș fi venit dimineața iar eu din cauza ta am stresat pe vecin m-au dus cu mașina ca să dorm apoi la o fată necunoscută acasă. Mamă, ți cer scuze, a venit Caterina și a îmbrățișat-o pe femeie și imediat a topit de la aceste îmbrățișări fica o îmbrățișa foarte rar. Poate că astăzi o îngrozește atât de tare conștiința încât totuși a decis să-și arate afecțiunea. Tu ești acum acasă. A întrebat Caterina. Îmi place să merg cu tine la gară dacă nu ți este greu. Dar mamă ce faci? Și Ecaterina a urcat cu adevărat mama ei într-un taxi și a mers cu ea adus-o la tren, a cumpărat un bilet, a așezat-o pe un loc bun la fereastră și doar când s-a convins că cu Tatiana totul este în regulă a ieșit din vagon. În sfârșit Tatiana s-a simțit și necesară în jumătatea drumului a ațipit și abia nu a adormit la stația ei, a fost trezită de un bărbat care stătea lângă ea ajungând în sfârșit acasă, ea s-a așezat din nou pe verandă tare și ruginită și a oftat ușurată. Această aventură a durat prea mult și ea era atât de fericită să fie acasă. De îndată ce a fost văzută dincolo de gard, Artioma a alergat la ea. Bunica Tatiana te-a întors, ai terminat toate treburile. A strigat Artiom în extaz. Dar draga a răspuns femeia mângând băiatul pe cap și pieptănându-i părul. Iar mama mea are astăzi ziua de naștere, ea te-a invitat, vei veni. Tatiana s-a gândit, i-a arăta groznic. Ultimele ora 14 nu s-a schimbat deloc de îmbrăcăminte. La ce oră vrei să vin? A întrebat femeia. La ora 20 vino va fi distractiv. Tatiana a zâmbit și a aprobat din cap a trebuit să facă un duș să aleagă o rochie și să-și usuce părul. Și era gata. Colectarea a durat nu atât de mult timp. Nu mai era tânără. Când se pregătea pentru o discotecă îi trebuiau două ore și jumătate. Acum avea nevoie doar să se aranjeze nimic mai mult nu era necesar de la ea. Bunica Tatiana A exclamat Artiom când a văzut-o pe Tatiana Pavlovna intrând. El a alergat la ea și a dus-o cu el să o așeze lângă el. Compania era mică părinții lui Artion Plus, o oarecare vecină tânără, probabil prietena lor. Vreau să rostesc un toast, a spus Tatiana după aproximativ jumătate de oră de la începutul cinei festive. Toți s-au întors spre ea și au început să asculte atent. Vreau să-i mulțumesc unei minunate femei femei fără de care nu ar fi apărut pe lume acest minunat băiat. Artiom este atât de bine crescut. Desigur, el a luat exemplu de la părinții săi și mai ales de la mama sa, tu l-ai crescut cu dragoste și grijă. Vreau să vă spun mulțumesc pentru acest copil minunat. Datorită lui nu mă simt singură. Pentru o mamă minunată. Toți au fost încântați de o astfel de rostire plină de pasiune și au dat imediat din pahare. După aceea, Artiom chiar și-a îmbrățișat bunica de la țară, și lui îi plăceau și aceste cuvinte sincere. Vă mulțumesc foarte mult, a răspuns Tatiana Pavlovna politicos. Fără tine, mama lui Artiom, nu aș fi putut crește un astfel de fiu. Tu ești pentru el cea mai adevărată bunică iubitoare, care va da un sfat înțelept și va spune o poveste de seară. Din păcate, nu pot să mă laud că petrec mult timp cu copilul. Munca din păcate ne ia tot ce este mai valoros, dar fiecare minut petrecut cu el îl apreciez mai mult decât viața. Pentru Artiom și pentru bunica Tatianei. Toți au rămas impresionați de seara de astăzi. Apoi au jucat cărți loto și hide -sec. Toți s-au distrat foarte bine. Până la ora 11 Tatiana a decis să plece. O deja trăgea somnul. Ea s-a despărțit de toată lumea și a plecat spre ea. În spatele gardului lângă poartă în întuneric a văzut o cutie uriașă, dar nu a acordat importanța acestui lucru. Poate că unul dintre vecini a descărcat ceva. Va fi clar mâine, dar astăzi este atât de obosită. Tatiana a decis să se ocupe de asta dimineața. Această zi s-a încheiat în sfârșit și s-a încheiat bine în ciuda tuturor dificultăților și problemelor din relația cu fiica ei, Caterina. Soarta ei a fost foarte dezamăgită astăzi la început, dar apoi a fost mulțumită. Ea vrea să se schimbe. Se putea vedea nu doar că. Așa a urat mamei ei drum bun la tren. Fica i-a urat doar tot ce e mai bun. Așa își dorea să creadă. Ziua următoare a adus un alt cadou sub pridăvorul Tatiana Pavlovna. La micul dejun i-a adus aminte de cutie care stătea la ieșirea din casă. Femeia a ieșit afară și s-a convins că ieri seara cutia uriașă nu era un vis. Acum a putut să o privească din toate părțile. Deasupra era atașat un foaie cu niște semnături. Tatiana și-a pus ochelarii și a studiat cu atenție documentul și a înțeles că aceasta era o garanție pentru o mașină de spălat. Nu era greu de ghicit ce se afla în interior. Tocmai acolo a fost găsită și o notă: Mamie pentru tine! Femeia a zâmbit și se pregătea să meargă să cheme vecinii ca să tragă cutia în casă. Dar apoi din spate s-a apropiat Artiom și a dat glas. Bunica Tatiana, ce este această chestie? Tatiana s-a întors și cu un zâmbet a răspuns. O mașină de spălat a dăruit-o fiica mea, a spus ea. Ce face cum funcționează ce spală? După acest răspuns logic băiatul a fugit undeva iar femeia a început să se gândească. Cum să ducă și această mașină în casă și să rămână în viață în același timp? Dar nu a trebuit să se gândească mult. Curând a venit în ajutor tatăl lui Artiom. El împreună cu un alt vecin a târât mașina până în bucătărie, a despachetat-o și chiar a conectat-o la apă și la electricitate. Acum era în stare de funcționare. Tatiana l-a răsplătit cu două borcane de compot proaspăt din fructe de grădină. Ce grijul ei este totuși fica mea se gândea Tatiana despre Ecaterina ei de fiecare dată când se uita la cadoul ei superb. Vara se apropia de sfârșit. Augustul aducea întotdeauna o anumită dezamăgire pentru mulți oameni. Pentru mulți aceasta era asociată cu sfârșitul unei vieți fericite cu sfârșitul zilelor luminoase și calde și al unui regim de lumină bună. Tatiana nu a făcut excepție înainte de sosirea toamnei îi se făcea mereu dor. Pentru Artiom protejatul ei această perioadă avea de asemenea o mare importanță. El mergea în acest an în clasa întâi, era foarte frică și încerca să nu se gândească la asta, deși aproape fiecare conversație se reducea la această temă. Într-o zi la ora 16, când soarele a coborât de pe punctul său cel mai înalt de pe cer Artiom și Tatiana stăteau pe pridvorul casei băiatului. În acest timp după amiaza de cealaltă parte era deosebit de dormic de somn. Părinții lui Artiom se ocupau de ceva în grădină iar Tatiana a dormit citind o carte. Dar totuși se poate să nu mergi la școală. A întrebat băiatul examinându-și degetele el părea să fi văzut în ele o oarecare taină. Tatiana s-a trezit și a cerut să repete întrebarea. ce cu tine, băiete?" a exclamat femeia. Eu știu deja totul iar acum trebuie să mă trezesc în fiecare zi la ora șase și să mă târăsc la școală. Dar eu pot să învăț și singur. Ai niște gânduri ciudate pentru un elev în clasa întâi. Ar trebui să aspiri la cunoaștere, nu-ți imaginezi câte lucruri vei învăța încă. Și școala nu este doar despre studiu, este și despre a interacționa cu alți copii, trebuie să-ți găsești prieteni. De ce să am nevoie de prieteni? Nu pot să trăiesc singur. Ei bine, gândește-te ce s-ar întâmpla cu tine dacă nu aș fi aici și părinții tăi nu ar fi pentru că eu am nevoie mereu de ajutor, iar tu ești ca un prieten pentru mine și mă ajuți mereu. Nu pot să mă descurc eu singur cu problemele. Nu s-a lăsat băiatul. Viața este o treabă complicată. În general, ea este foarte iubitoare de surprize, uneori plăcute, alteori îngrozitoare. Adică viața este atât de complicată încât trebuie să înveți pentru a trăi. Din păcate, da. Viața este adesea nedreaptă față de oameni, unii primesc totul, alții nimic. Pe lume trăiesc mulți oameni, iar unii dintre ei au intenții rele. Noi nu suntem vinovați pentru asta, dar trebuie să trăim cu asta. Câte cuvinte de neînțeles spui bunica Tatiana, nu a mai rezistat Artiom. Artiom și-a umflat buzele ei bine cândva nu mă va mai fi, iar tu -ți vei aminti de cuvintele mele. La asta conversația lor s-a încheiat. Nu avea sens să-i explici unui băiețel de șapte ani întreaga sistem complex al vieții mari. El era încă prea mic pentru a înțelege măcar ceva. Pentru el lumea era un loc luminos și minunat. În opinia Sania existau doar oameni buni și grijulii, dar nu era deloc așa. Și curând Tatiana a avut din nou ocazia să se convingă de asta pe propria experiență. Curând a venit toamna adevărată. Frunzele galbene cădeau încet din copaci, peste tot erau împrăștiate castane maronii sparte un copac cu o coroană largă creștea chiar vizavi de casa părinților lui Artiom. Temperatura aerului a început să scadă. Tatiana a început tot mai des să prefere să citească acasă decât afară i-a rugat pe niște bărbați din sat să-i taie lemne suficiente pentru a-i ajunge până la sfârșitul toamnei sau poate chiar și pentru o lungă iarnă. Acum Tatiana încălzea aragazul aproape în fiecare zi. Artiom a plecat în oraș, dar înainte de asta s-a despărțit cu lacrimi de bunica lui. Nu voia deloc să meargă la școală. Băiatul se temea că va uita de bunica Tatiana și că nu va mai veni niciodată aici. Deoarece copilăria s-a încheiat în opinia sa, dar de sigur nu a fost așa, iar Tatiana aștepta cu nerăbdare următorul vară pentru a-și revedea băiatul drag care creștea sub ochii ei. Într-una din zilele lunii octombrie, Tatiana spăla vasele, și prin fereastră a văzut niște necunoscuți care se plimbau în jurul casei ei. Ei examinau fațada și din când în când arătau spre casă cu mână. Fereastra prin care se uita Tatiana se afla lateral și nu era vizibilă din fațadă femeia a început să se simtă puțin inconfortabil. Mulți vecini au plecat deja iar cei care au rămas nu erau deloc familiarizați cu ea și nici ea nu le făcuse nimic pentru a avea vreo pretenție. Ea și-a șters mâinile pe șorți și a mers la ușa de intrare. După ce s-a uitat în vizor, ea s-a convins că acești oameni erau din anumite motive foarte interesați de casa ei și a deschis ușa. Ei și-au întors imediat privirile spre ea. Bună ziua! Aveți nevoie de ceva? A întrebat Tatiana. Dar când a văzut fețele familiei cunoscute, abia a reușit să-și găsească cuvintele. Tatiana Pavlovna, fată, ce face aici? A exclamat ea. A fost aceeași familie la care i-a rămas peste noapte. În fostul apartament ale Caterinei tocmai ei au vândut apartamentul iar acum stăteau în fața ei și nu înțelegeau cum această femeie pe care o găzduiseră cândva s-ar putea afla aici. Eu locuiesc aici, a răspuns pur și simplu Tatiana. Tu locuiești aici. A exclamat Leonid examinând casa. Da, a continuat să afirme femeia neînțelegând ce vor de la ea. Dar cum ați ajuns aici? A întrebat Tatiana Pavlovna obosită a întins taria. Intră în casă, îți voi explica sincer, este prea ciudat. Tatiana desigur a fost bucuroasă să invite în casă. Ea a încălzit ceainicul, le-a turnat oaspeților, a scos gem de căpșuni. Dar ce s-a întâmplat cu copilul? A întrebat Tatiana așezându-se într-un fotoliu vis-a-vis -vis de canapea. Iată treaba a început Daria, era clar că nu știa cum să înceapă această conversație. Tema era prea dificilă pentru ea, nu știa cum va percepe această veste. Tatiana, fiica ta, fiica ta a vândut nou această casă și terenul. Fata a tăcut și a ridicat privirea spre ea pentru a vedea reacția femeii. Ea stătea cu fața pustită. La început în ochii ei a apărut neînțelegere, apoi frica care trecea în furie, iar apoi furia a fost înlocuită de disperare și din ochii femeii sărace au început să curgă lacrimi. Nu vă înșelați plângea Tatiana, poate că i-a vândut un alt teren și ați venit din greșeală pe acesta. Din păcate nu a răspuns Daria cu compasiune în glas. Este exact același adresă. De ce ați cumpărat această casă? Știți că locuiesc aici. În asta este problema. Ecaterina ne-a asigurat că aici nu locuiește nimeni de mult timp, iar prețul pe care l-a pus a fost atât de mic încât a fost păcat să nu-l cumpărăm. Mai ales că ea ne-a sunat prima pentru că deja cumpăram de la ea apartamentul. Ea a spus că putem achiziționa și o cabană la prețuri avantajoase. Doamne, a vândut-o pe mama ei, a exclamat femeia în lacrimi. Daria s-a așezat lângă ea pentru a o încuraja, cel puțin prin mângâierea pe spate. Nu înțeleg de ce fiica ta a făcut asta, dar ea ne-a asigurat că aici nu locuiește nimeni de mult timp, iar prețul pe care l-a pus a fost atât de mic încât a fost păcat să nu-l cumpărăm. Dar unde se grăbea? A tresărit Tatiana parcă ieșind din starea ei de depresie. Ea nu mi-a ne spus, ne-a spus doar că totul trebuie făcut foarte repede, așa că am încheiat imediat actele, literalmente în ziua următoare după ofertă. Nici măcar nu am mers să vedem casa, pentru că Ecaterina ne-a asigurat că este bună doar pentru demolare. Doamne, a exclamat Tatiana, cum a putut. Ea nu are inima această dracoaie. M-a rugat ea însă și să-i transfer casa. Din bunătatea mea sufletească. Doamne, cât de oribil a procedat. I se va întoarce, ei vor fi iertate lacrimile mele amare. Și încă o numesc copilul meu această scursă. Toată viața i-am crescut, am îmbrăcat-o, am îmbrăcat-o, am hrănit-o, i-am suflat, întâmplă. Iar aceasta este recunoștința ei de fică. Înțeleg durerea ta, a spus Darian Șoaptă. Dar și voi să ne înțelegeți noi, nu aveam nicio idee că aici locuiește cineva atunci în niciun caz nu am fi cumpărat casa voastră. O ce nenorocire se chinuia femeia. Unde să mă duc acum o bătrână slăbită pe lume? Doamne milostiv, ce va fi acum? Nu vă faceți griji, a calmat-o Daria. Nimeni nu vă va scoate de aici. Dar Leonid s-a adresat ea soțului ei în căutare de sprijin. Acesta a dat din cap aprobator. Noi oricum plănuim să venim aici doar vara sau la sfârșit de săptămână. Nu glumiți e adevărat. A privit-o femeia cu speranță. Desigur este dreptul vostru de proprietate. Aici locuiți toată viața nu contează cine este proprietarul. Sunt sigură că ne vom împrieteni, a susținut-o Daria. Ea a îmbrățișat-o strâns pe Tatiana, iar aceasta s-a calmat treptat. Totul s-a întâmplat așa cum a spus Aria și cele două familii s-au împrietenit cu adevărat. Familia a venit deja în următoarele weekenduri. Tatiana le-a dat camera ei cu pat matrimonial, iar ea s-a mutat în fosta camera ei Ecaterinei. Acum era chiar dezgustător să fie acolo. După gestul ei însă și Ecaterina Rina nu a răspuns la apeluri sau scrisori. Abonatul nu era disponibil în orice moment indiferent când îi sunau se pare că mașina de spălat a fost un fel de cadou de adio de la ea. Vă rog la masă, a chemat Tatiana. I-a pus supă pe masă, a gătit un borș uimitor care a fost apreciat de toți membrii gospodăriei. Tatiana Leonid și cu mine vrem să vă facem o propunere, a spus Taria. Soțul meu și cu mine am observat că aveți încălzire pe lemne în loc de caz. Este periculos deoarece poate duce la un incendiu. Și tu nu ești la vârsta în care să toarni zilnic soba, iar în camere este destul de umed. O singură sobă nu încălzește întregul casă. Desigur, desigur a fost de acord Tatiana mică, casa mea este deja în stare proastă, dar ce să faci? Așa că a continuat Daria, am decis să aducem gaz, să punem calorifere și în general să facem reparații, să îmbunătățim casa astfel încât să arate mai modern și să fie mai confortabilă pentru locuit. Ce părere aveți? Și eu sunt doar pentru asta, a exclamat Tatiana. Chiar aș ajuta cu bani. Pensia mea este mică, dar... Nu este nevoie, a zâmbit Leonid. Ne vom descurca cu cheltuielile singuri. Așa că au ajuns la un acord și deja în weekendul următor Leonid a adus în casă muncitori care au instalat calorifere și au făcut alimentarea cu apă. În curând au adus caz. Viața a început să se îmbunătățească. Tatiana i-a ajutat pe familia cu ce a putut, a gătit mâncare, a făcut curățenie. Viața ei acum semăna foarte mult cu soarta unei servitoare, dar ea nu se simțea așa pentru că era mereu plictisitor. Pentru cine să te străduiești? Acum ea avea un fel de familie care avea nevoie de sprijinul ei deoarece tânărul mamă se ocupa mult de copil de reparații și de alt tip de muncă la distanță tot timpul stând la computerul portabil iar Tatiana era bucuroasă să gătească plăcinte la sobă să pună ceai să pună masa pentru toată lumea. Îi aducea o plăcere nemăsurată. Senzația că poate fi din nou utilă. Prin încetul în casă au făcut un reparații bune, au izolat pereții cu termoizolant, au tencuit, au pus panouri din lemn în unele locuri. Au renoit podelele, au reparat acoperișul astfel încât să nu mai curgă de pe mansardă vechea sobă a fost înlocuită cu o sobă modernă de șemineu și chiar au schimbat mobilierul vechi. Acum canapeaua nu era atât de șchioapă, iar masa nu mai încerca să se deschidă în cel mai nepotrivit moment. Tatiana se bucura de aceste schimbări. Această familie care i s-a apropiat atât de mult poate că nu ar fi trebuit să locuiască aici, dar totuși datorită lor viața ei s-a schimbat într-adevăr în bine. Era 20 aprilie o zi însorită și caldă de primăvară. În grădină înfloreau flori, iar Tatiana Pavlovna avea ziua de naștere. Ea nu era obișnuită să o sărbătorească pentru că acum era singură. Rare oricineva o mai felicita fiica ei nu o mai făcea de foarte mult timp. Prietenii apropiați unii muriseră, alții plecaseră, rămăsese doar soțul, dar când și el murise nu mai era nimeni care să-și amintească de această dată dar în acest an s-au întâmplat schimbări atât de radicale încât nu puteau să nu afecteze și această zi minunată de sărbătoare. În tot dimineața nu a fost lăsată să iasă afară și s-a interzis să se uite pe fereastră. Între timp în spatele zidurilor se întâmpla ceva. Era greu să nu auzi chiar și cu auzul ei slab sunetul unei mașini mari sau al unui tractor. Ce se întâmplă acolo? Nu pot ieși afară, Întrebă Tatiana încurcată. Gata, ține-te minte răbdare Tatiana Pavlovna răbdare răspunse Daria misterios. În cele din urmă după ora trei după amiaza a fost scoasă din casă mai exact, i s-au legat ochii și a fost condusă undeva în depărtare. Când Tatiana a simțit mirosul ascuțit al lemnului proaspăt a început să se gândească la surpriză. Când i s-au deschis ochii abia nu a strigat de fericire. În fața ei ca un copil de cinci ani se afla un adevărat mic căsuță cu obloane sculptate. Balustrada scării era de asemenea frumos decorată cu diverse modele, iar acoperișul din țiglă roșie strălucea în soare. Stimate doamnă Tatiana Pavlovna a început discursul său leonit stând în pragul ușii acestei căsuțe. În această zi aș vrea să vă spun multe, dar cred că cadoul nostru va înlocui o mie de cuvinte. Suntem foarte recunoscători că ați dat camera dumneavoastră fiului nostru mic care va crește și vă va considera bunica sa. Ați spus că veți locui în sufragerie, dar desigur asta nu este deloc potrivit. Acum sunteți aproape un membru al familiei noastre, iar noi vrem să vă exprimăm recunoștința noastră cu acest cadou. Am achiziționat pentru dumneavoastră o căsuță separată. După cum vedeți, are toate facilitățile de la televizor la toaletă. Vrem ca și dumneavoastră să vă simțiți confortabil și să aveți propriul dumneavoastră spațiu. Inițial această casă a fost concepută ca o casă de oaspeți, dar apoi soția mea iubită a decis că va fi a dumneavoastră. O, dar când voi muri, va deveni din nou o casă de oaspeți, nu-i așa? A glumit Tatiana, ștergându-și o lacrimă. Tatiana Pavlovna s-a indignat în glumă, Daria, iar femeia a răspuns doar râzând. În general, a continuat Leonid noi împreună cu întreaga echipă de muncitori. Vrem să vă felicităm de ziua de naștere și vă dorim sănătate și mulți ani de viață. Ura. Tatiana le-a mulțumit tuturor și în sfârșit a putut intra în noua ei casă. Nu părea deloc o casă de oaspeți. Era o casă completă, doar puțin mai mică. Aici erau două camere, o cameră mare, care servia drept sufragerie adiacentă unei bucătărie confortabile și de acolo ieșea o ușă care ducea în dormitor. Unul curat și strălucitor cu gresie baia a topit-o pe Tatiana de lacrimi. Desigur nu era încă mobilă, dar așa cum a spus Leonida a început totul. Într-o săptămână această casă a început să fie amenajată. În primul rând au fost furnizate gaz și electricitate. Tatiana a primit un pat foarte moale, ea însă și devenind genant de atât de multe cadouri, pentru că toată familia a făcut-o pe cheltuia la ei. Și de ce ea? La urma urmei, ea este o persoană complet străină pentru ei. Tatiana nu înțelege acest lucru, deoarece nu au nicio legătură de rudenie, nici măcar nu sunt rude îndepărtate. Cu toate aceste acești oameni, au avut grijă de ea mai mult decât oricine altcineva din viața ei. A venit vara iar din iunie a început o căldură incredibilă. Toți mergeau în short iar Leonid a instalat un bazin în curtea din spate. În cele din urmă și Artiom a venit la Daha. Tatiana aștepta foarte mult sosirea lui și a dat chiar și o cutie de bomboane. Bunica Tatiana, tu locuiești aici acum. A fost surprins băiatul. Da, dragă, e o poveste lungă, dar acum totul este bine. Cândva voi găsi timp să-ți povestesc această poveste teribilă, și în același timp minunată, iar acum să mergem să ne bronzăm la soare, a răspuns Tatiana. Băiatul nu-și ascundea surprinderea, el încă nu înțelegea cine sunt acești oameni, și de ce locuiesc în casa bunicii Tatianei, iar ea a fost mutată. Familia se odihnea împreună la soare. Artiom și Petru s-au înțeles imediat și deja se bălăceau împreună în piscină iar Leonid și Daria stăteau sub umbrelă pentru a nu fi atinși de razele soarelui fierbinte. Știți, eu m-am învățat odată la facultatea de istorie și vara mergeam în practică la diferite săpături, a spus Leonid dintr-o dată fără niciun motiv pentru Tatiana care se odihnea lângă el pe șezlon. Tatiana s-a întors spre el zâmbind, te-ai săturat de antichitate presupun. Nu atât de mult încât să mă satur mai degrabă așa m-am uitat în jur la această pământ la biserica veche din sat și mi-am amintit de cuvintele tale ai spus că pe acest loc odată stătea o altă casă iar satul are mai mult de 100 de ani. Tatiana a dădui din cap afirmativ. Și dacă totuși aici a mai rămas ceva din acele vremuri. A explicat băiatul, foarte des, dacă nu au fost efectuate nicio săpătură, și nu a fost schimbat fundația casei, se pot găsi lucruri foarte interesante. La conversație s-a alăturat Daria interesată, care a ieșit din piscină și s-a acoperit cu un prosop. Vrei să faci săpături cu entuziasm ca un copil? a întrebat ea, chiuind de bucurie. Bine, nu am spus că sunt săpături unde. Când? se entuziasmă Artiom. Această temă a afectat pe toată lumea de pe acel teren râsele unid ridicând mâinile. Pe următoarele weekenduri aduc un detector de metale aici și să căutăm ceva. Toți au susținut activ această idee. Dar ea i-a tocit urechea Tatianei despre ce vrea să găsească acolo, ce ar fi dacă ar găsi o lingură de argint sau monede din secolul al XVII-lea. Se entuziasmează ea în timp ce îl punea pe Petru la culcare. O să găsim răspundea monoton Tatiana obosită amestecând cu o linguriță ceaiul. Sunt sigură că vom găsi ceva în câteva zile. Leonid așa cum a promis a adus un detector de metale. Toată lumea s-a adunat în jurul băiatului în timp ce acesta strângea aparatul. Veți găsi aici schelete vechi. Întreba Artiom neliniștit. Sper că nu răspunse Daria cu sarcasm. Toți râseră. În cele din urmă detectorul de metale a fost gata de utilizare. Leonid s-a ridicat și a început să-l conducă dintr-o parte în alta. El s-a auzit un scârțâit ușor. Băiatul a mers încet înainte și a mișcat aparatul. În cele din urmă detectorul de metale a scârțit destul de tare. Artiom a închis chiar și urechile de la sunet. Era clar că nu era plăcut. Doamne, am găsit strigă Leonid. A început să sape cu mâinile în nisip, dar când a ridicat obiectul care se afla printre iarbă a fost foarte dezamăgit. Era o simplă cerceaf de aur modernă, nu veche. A scuturat-o de pământ și la el a sărit imediat Daria. Cerceafărul meu, ți-amintește, am spus în februarie că l-am pierdut pe undeva. Este ea, dar nu-mi vine să cred că s-a găsit să entuziasmează fata. Dar măcar cuiva această descoperire i-a adus bucurie. Leonid nu s-a dat bătut a continuat să caute. Din când în când găsea cuie ruginite sau o lingură de tablă spartă, dar niciun fel de comori și nici urmă. Băiatul voia deja să-și încheie căutările și toată lumea era obosită, dar deodată detectorul de metale a scârțit într-un loc complet neașteptat lângă un vechi grajd. Acolo Leonid nu a găsit niciun cerceaf sau cuie. Totul era clar, Trebuie să intrați în grajd, dar problema era că era închis cu lacăt. Tatiana Pavlovna, aveți cheile de la acest grajd? A întrebat băiatul. Femeia îmi pare rău, poate există undeva, dar va trebui să caut mult răspunse, dezamăgită Tatiana. În acest caz vom sparge, a spus Leonid. A adus din casă un adevărat baros și a spart ușor lacătul. S-a dovedit a fi foarte slab, iar scândurile s-au rupt literalmente în mâini. Probabil acestui grajd, la fel ca și casei pe fundația vechei erau mai mult de 100 de ani. Când au intrat detectorul de metale, a scârțit din nou scârțâia foarte tare. Daria Petru și Artiom și-au acoperit urechile pentru a se proteja de acest zgomot oribil. Nu era podea în grajd. Aici era pământ goldur presat ca piatra. Avem nevoie de o lopată puternică, a anunțat Leonid și a plecat din nou să caute instrumentul necesar. Tatiana crezi că există ceva valoros acolo. A întrebat Daria. Sper foarte mult pentru că pentru a afla va trebui să depui destul de mult efort a observat ea. În cinci minute băiatul s-a întors cu o lopată uriașă, a mai trecut odată detectorul de metale pe locul unde se afla presupusul comoara. Aparatele au scârțit din nou ceea ce înseamnă că era nevoie de acțiune. Pământul nu a cedat mult timp lopeții, era teribil de dur, dar în cele din urmă Leonida a început să sape. Aceste săpături au durat în cele din urmă câteva zile, gospodăria deja râdea și îl tachina pe Leonid să nu se mai ocupe de prostii. Atât de mult efort va fi irosit dacă va fi doar un alt la ruginit. Într-una din zile familia, cu excepția căutătorului de comori harnic, stătea la masă în bucătărie și bea ceai. Artiom care a venit în vizită la Petru le povestea despre noul său prieten de la școală. Sper că acest Roma este un băiat bun, a observat Tatiana. Desigur, a răspuns Artiom, construim împreună o aeronavă model. Deodată au auzit un strigăt din spatele curții, Doamne, Doamne, paleonit. Toți s-au uitat unul la altul și s-au repezit la locul incidentului. Liev, totul este în regulă. A strigat Daria alergând spre grajd dar ea Tatiana mai repede veniți aici a continuat să țipe băiatul. Când toți au alergat și s-au apropiat ceea ce au văzut i-a șocat până la adâncimea sufletului. În fundul unei gropi largi cu o adâncime de aproape un metru și jumătate se vedea capacul unui cufăr mare de lemn cusut cu benzi de fier. Leonida, a luminat cu lanterna adâncul gropii și nu-și putea crede ochilor. Ce este asta? Se întreba soția lui e un cufăr, un cufăr adevărat, dracu, un cufăr vechi. Trebuie să-l scoatem de acolo, a spus Leonid. Așa că Leonid a făcut-o. Săpăturile finale au durat încă câteva zile. Un vecin a ajutat să scoată cufărul greu la lumină. Toți împreună gospodăria și vecinii stăteau în jur și priveau cu curiozitate această descoperire uimitoare. Pe cutie era o lanț gros cu un lacăt de hambar și spre deosebire de lacătul de pe grajd acesta nu se destrăma. Era foarte puternic deși ruginit de șruginit de parcă ar fi fost făcut din fontă. Dar lemnul era bine fisurat, dar nu umflat cu fărul părea foarte solid. Dar i-a ferăstrău, a spus băiatul soției sale. Deja după trei minute au tăiat această veche lanț. Acum rămânea doar să deschidă cufărul dorit și să afle ce se află în el în acest moment toată lumea a înghețat. Toată lumea voia să știe ce secret ascunde acest artefact antic, dar de asemenea era frică. Deodată s-ar putea să se găsească ceva foarte înfricoșător, dar au decis să-și asume riscul. Leonid a luat capacul și a deschis cufărul. Conținutul a orbit pur și simplu ochii tuturor. Mama dragă a suspinatul lui Tatiana. În cufăr se aflau multe bijuterii de aur adevărat câteva s-au stins de timp iar sub ele au adevărat monede vechi țariste. Toată lumea era în stare de șoc. Nimeni nu înțelegea de unde venea acest cufăr și cum a ajuns aici. Era absolut clar că aceste bijuterii nu aveau doar valoare monetară, ci și istorică. Au târât cufărul în casă, iar seara târziu au ținut un consiliu despre ce să facă acum. La masă s-au așezat toți trei Daria Leonid și Tatiana. Trebuie să chemăm poliția, a spus după o lungă tăcere leonit. Pentru ce? S-a indignat Daria. Aceste comori sunt ale noastre de drept. Nu le vom da nimănui. Acesta este comoara noastră, nu vrei să-i oferi copilului nostru o viață fericită. Copilul nostru trăiește deja destul de decent, i-a răspuns calm soțul ei. Ascunderea acestui comor va duce la amenzii foarte mari. Lele dragă l-a implorat Daria, dar haide să ne gândim măcar o săptămână și să decidem ce să facem cu asta. Poate ni se va da un sfat. Care sfat? Ce sfat? Dacă ai de gând să ascunzi acest comor cui vei spune. Și ai uitat de vecini. Ei deja știu, Daria și-a atârnat capul și a tăcut. Tatiana a stat în tăcere tot timpul, dar de data aceasta a decis să-și spună și ia cuvântul. Sunt de acord cu Daria. Nu se poate lua o decizie atât de importantă în grabă. Mai întâi trebuie să ne gândim bine să aflăm cel puțin cui trebuie să predăm descoperirea. Poliția este puțin probabil să fie o opțiune bună. Leonid a refuzat mult timp, dar în cele din urmă femeile l-au convins să aștepte. Viața a continuat ca înainte și în exterior nimic nu s-a schimbat de parcă nu ar fi găsit cel mai valoros comori al vieților. Iar undeva departe de aici, în Cehia, trăia acum Caterina care plecase din țară. De când a fugit fără să spună nimic mamei sale, au trecut deja mai bine de un an. Tocmai din acest motiv a vândut tot ce avea pentru a pleca în străinătate. Faptul este că ea și soțul ei aveau datorii uriașe. El a fost pus pe cont de cele mai adevărate bandiți cărora ai datora o sumă mare de bani. Astfel familia spera să se ascundă de persecuție și să rezolve toate dificultățile. Și cum va ciudat le-a reușit. Într-o seară în timp ce se pregătea în fața oglinzii pentru o nouă ieșire în lume, Caterina a văzut că îi suna o prietenă veche. S-au cunoscut din copilărie, s-au născut și au crescut în aceeași sat, apoi au plecat amândouă în capitală. Drumurile lor s-au despărțit acolo, dar după câțiva ani s-au împrietenit din nou și au continuat să comunice. Ecaterina a spus prietena în telefon. An de zile nu am auzit vocea ta. Cum ești? De ce ai decis să suni și să ne amintim de tinerețe? La mine totul este bine, a răspuns Ecaterina. Dar am să-ți spun ceva legat de mama ta. Acele cuvinte au intrigat-o foarte mult pe Ecaterina. Ieri am fost la o petrecere cu rudele, a continuat prietena știi baba Nina Tanti Natasha bunica mea Luda. Poate ți-amintești. Cum să nu o uit? O femeie puternică. Ei bine așa că ea mi-a spus ceva care mi-a făcut părul să se zbârli pe cap. Nu o să crezi, dar nu mă grăbesc să spun. Dar spune-mi. A îndemnat-o Ecaterina cu curiozitate. Bunica Luda mi-a spus o legendă. La început am crezut că este o prostie, dar de îndată ce am auzit numele tău am înțeles că este adevărată. Mi-a spus că foarte de mult un boier care locuia în satele noastre în această mică localitate s-a îndrăgostit nebunește de o țăranca lui. O trata cu multă grijă. Au avut chiar și copii împreună. Odată i-a dăruit un întreg cufăr plin cu ruble țariste bijuterii și alte bijuterii. Erau vremuri tulburi. Probabil că a vrut să salveze măcar o parte din comorile familiei sale. A crezut că nimeni nu va căuta așa ceva în curtea ei. În fine acea curte nu te descuraja, este tocmai acolo unde stă acum casa mamei tale. Ecaterina a rămas uimită de această declarație. Dada a confirmat prietena. Iar în timpul revoluției fosta țăranca a boierului care a fost eliberată de el și-a ascuns cufărul undeva în pământ. Dar nu a mai avut timp să-l ia. A fost ucisă atunci împreună cu toți copiii ei, copiii nelegitimi ai boierului. De atunci nimeni nu a mai văzut cufărul și se spune că încă se află în casa mamei tale, Ecaterina. Ecaterina a simțit un gol în interiorul ei când a auzit despre mama ei. Nu înțelegea încă pe deplin sensul cuvintelor prietenei ei, dar când a realizat ce se întâmpla, se-a răspuns foarte brusc și ferm Mulțumesc pentru informații! nu voi rămâne îndatorată. Leonid a strigat ea către soțul ei. Spectacolul este anulat. Mergem în țară. Iar în casa Tatianei Pavlovna mai exact în fosta ei casă totul era foarte calm. Membrii familiei nu se mai certau despre cufăr. L-au ascuns într-un loc sigur unde nici măcar cel mai isteț hoț nu ar fi putut să ajungă într-o dimineață de vreme când toată lumea încă dormea, Daria a auzit un ciocănit la ușă. Acest ciocănit era atât de enervant și deranjant încât a trebuit să se ridice din patul cald și să meargă să deschidă ușa. A fost complet uimită să vadă în spatele ușii pe Ecaterina. Aceasta era clar într-o dispoziție furioasă. Buna s-a salutat fosta proprietară în mod arogant. Bună, Ecaterina Ivanovna, ce? a început Daria, dar a fost întreruptă de această femeie nepoliticos. Aici se pun întrebări, a spus ea și fără să-i pese, a împins-o pe Daria și a intrat în casă. A inspectat-o mult timp, apoi a întrebat tot cu o voce aspră, unde este mama mea, Tatiana Pavlovna. A fost evacuată, a strigat Ecaterina. Cum ați putut? Nu mă lăsați măcar să spun nimic, a răbufnit Daria. Tatiana Pavlovna locuiește într-o nouă casă pe care am construit-o pentru ea, a spus ea. Și de un an nu ați mai ieșit în lume. Ați vândut casa împreună cu mama dumneavoastră. La sunetul certurilor a venit Leonid iar apoi s-a apropiat de cart și Tatiana. Nimeni nu se aștepta să o vadă pe Ecaterina acolo. Ecaterina, ești surprinsă, a spus Tatiana Pavlovna. În ochii ei se vedea mânia. Mamă cât de mult mă bucur să te văd, a spus Caterina schimbându-și brusc atitudinea. A mers spre mama ei pentru a o îmbrățișa, dar aceasta a respins îmbrățișarea. Tu nu mai ești fica mea, a spus mama ei împinându o pe fica ei cu forță și spunând cu o mare amărăciune, ce spui tu? te a apucat Alzheimerul. M-ai lăsat aici singură, iar apoi ai vândut tot ce aveam. Mă încredeam în tine, te iubeam. Ești doar o escroacă. Ecaterina s-a înfuriat și a vrut să se arunce asupra propriei mame, dar Leonida a pus o mână grea pe umărul ei. Ecaterina nu te așteaptă nimeni aici, a spus el cu severitate. Și declară această tranzacție de vânzare-cumpărare nulă. Poate să-și ia adio de la această casă. Ecaterina a ieșit cu capul sus. Toți au rămas cu un gust amar după această vizită. Oaspeți neașteptați din trecut s-au adunat în sufragerie și au început să se gândească ce să facă mai departe. Cred că nu glumea când a spus că anulează tranzacția, a spus Daria îngrijorată. Cred că pur și simplu ne amenință, a spus Tatiana. Arăta foarte arogantă. Și întrebarea principală este de ce are nevoie de toate astea. A spus Daria sprijinindu-și capul în palmă. A apărut din senin neatacat și a făcut un scandal. Cine știe de ce a fost toată această vreme și ce are în minte? Dar cel mai important lucru este că nu trebuie să-i spunem nimic despre comoara, a spus Leonid. Ea nu trebuie să știe că suntem aici și că am găsit ceva. Tatiana Pavlovna, ați înțeles, ea nu mai este fica mea și nu va afla nimic despre asta. Vă garantez asta, a răspuns ferm Tatiana. Ea era într-adevăr sigură de decizia ei. Ecaterina nu doar că i-a dărâmat încrederea. I-a trădat-o pe mama ei distrugând tot ce Tatiana voia să păstreze. Nu-i mai erau de folos acele relații calde. Nu avea nevoie de o mamă, era o persoană crudă și cinică. Nu se știe de unde a luat-o pe acea cinicism și indiferență, dar acum era clar că nu mai era fiica Tatiana. Nu mai era acea fetiță naivă pe care o iubea atât de mult. Au trecut două ore după vizita neașteptată. Tatiana se plimba cu Artiom și discutau despre școală. Deodată, băiatul a pus o întrebare complet nepotrivită: Băbuță, Tatiana, îmi dai și mie monede de aur din acest tezaur. Îmi pare rău, nu te-am înțeles, a spus femeia, dar eu am ajutat la căutarea tezaurului, nu merit o recompensă. Artiom, îți pare rău, dar aceste bani nu ți se cuvin, a spus femeia. Atunci cu cui aparțin? a ridicat tonul brusc băiatul. Tie și familiei tale noi. Acum nu mai sunt deloc de folos. Așa nu procedează prietenii. Artiom a înțeles greșit totul, a încercat să-l liniștească Tatiana. Băiatul a dat drumul brusc la mâna Tatiana, i s-a oprit și a privit-o cu o privire furioasă și jignită. Ești un prost prieten, a spus el apoi, s-a întors și a alergat înapoi acasă. Tatiana a rămas singură. Nu înțelegea de ce Artiom se supărase pe ea. Avea deja șapte ani. Nu l-a învățat oare să nu ia ce nu-i aparține. A revenit acasă într-o dispoziție groaznică. Artiom nu era nicăieri de văzut. Se pare că se ascundea în casă. Seara se apropia. Tatiana a intrat în casa mare. Daria și Leonid cinau și discutau ceva cu entuziasm nu voia să se amestece din la lor familială. Tatiana se pregătea să plece în liniște, dar totuși cuplul a observat-o. Tatiana Pavlovna, unde mergeți? A invitat-o Leonid. Îmi pare rău, nu voiam să vă deranjez, a explicat femeia tulburată apropiindu-se de masa la care stăteau tinerii soți. Nu deloc. Din potrivă dorim să vă cerem o favoare, a spus Taria. Noi cu Leonid vrem să ieșim la plimbare o jumătate de oră, iar pe Petru nu avem cu cine să-l lăsăm. Nu ați putea să stați cu el. Desigur mă voi ocupa de el, a răspuns Tatiana anticipând solicitarea. Tinerii au mulțumit din suflet femei și au plecat. E atât de frumos aici, se admira Daria mergând încet mână în mână cu soțul ei. Dintr-o dată Daria a observat la lac o mică figură umană. Un copil stătea pe iarbă și arunca pietre în apă. Fata l-a recunoscut pe Artiom. Ce face el atât de târziu seara la lacunde îl privesc părinții lui? Daria se pregătea să meargă să afle de la băiat ce s-a întâmplat și de ce umbla singur atât de târziu, dar deodată la el s-a apropiat o figură feminină întunecată. Daria și Leonid s-au ascuns după tufișuri. Bărbatul era gata să sară în orice moment pentru a-l proteja pe băiat, dar deocamdată nu era nevoie. În femei au recunoscut-o pe Ecaterina și au decis să asculte conversația care începea. Fei băiete, salut, ești singur! a întrebat Ecaterina apropiindu-se de Artiom. Nu, nu sunt singur acum! a răspuns el în cele din urmă, dar într-un ton grosolan. E mai bine pentru un băiețel atât de mic să nu meargă atât de târziu la lac, s-ar putea să-l iau odată rusalele. A spus ironic Ecaterina. Rusalele nu există, este o legendă. A spus Artiom. Sau poate că nu este o legendă, ci adevărul, doar oamenii nu cred în ea pentru că nu au văzut-o niciodată. A spus Ecaterina. Legenda există pentru a speria copiii mici, dar eu sunt deja mare și înțeleg unde este adevărul și unde este minciuna. A insistat Artiom. Ei bine, nu cred că legenda mea te va descuraja. A spus Ecaterina. Și ce e mai bine, această poveste nu este o ficțiune. A spus interesat băiatul. Îți dorești cu adevărat să știi? L-a intrigat Ecaterina. Desigur, dar atunci ascultă. Multe, multe ani în urmă în această sat locuiau oameni obișnuiți, se ocupau de agricultură și erau foarte săraci. Dar o zi un bogat nobil a venit în sat și s-a îndrăgostit de una dintre țărănci. El a dăruit un cufăr cu multe bijuterii în semn al fidelității și iubirii sale. Dar această fată săracă se temea atât de mult că comorile vor fi furate încât le-a îngropat în hambar. Nu a avut timp să-și încerce măcar aceste frumoase bijuterii când a fost ucisă în mod brutal de niște oameni teribili care au distrus vechea putere și chiar au ucis familia regală. Și unde este adevărul aici? Nu s-a dat bătut Artiom. Adevărul este că această fată locuia pe locul casei tale de azi, a bunicii tale Tatianei. Ea nu-mi e bunica adevărată. A recunoscut trist băiatul. Știu, am auzit din întâmplare conversația ta cu ea când v-ați plimbat. Ea a procedat groaznic, dar cel mai rău este că nu vrea să împartă această bogăție cu nimeni. Eu nu sunt familie pentru ea, a spus Artiom. Înțeleg. A spus Ecaterina. Artiom, tu nu te mai amintești de mine. A întrebat ea. Băiatul a încercat să-i vadă fața, dar întunericul ascundea toate trăsăturile. I-a scos telefonul și a iluminat-o cu lanterna. Așa că tu ești. Tu ești Caterina, fica bunicii Tatianei. A exclamat Artiom atât de tare încât Caterina a șoptit la el. Taci, taci, nimeni nu ar trebui să știe despre conversația noastră, nu vrei să ajungă toți banii la oameni nedemni care s-au stabilit în casa bunicii Tatianei, desigur că nu vreau, ea este prietena mea, nu ei. De aceea îți propun o înțelegere, a spuse Caterina entuziasmată. O înțelegere? Ce este asta? Este un acord între mine și tine, tu spui ceva și eu în schimb îți dau jumătate din acest tezaur. Ce pot să vă spun? a întrebat băiatul interesat. Știi nu așa unde au ascuns acest cufăr? De fapt, nu mi-au spus a început Artiom nesigur. Dar odată am jucat cu Petru în curtea lor și am împins mingea din greșeală la etajul doi." În baie la unchiul Leonid și la mătușa Daria era acel cufăr l-au pus într-o mare coște rufe murdare. În acea zi era deschisă și l-am văzut acolo. Excelent, atunci avem un acord. Ai dat informația cum așteaptă recompensa. Doar că există o condiție. Care? Nu spune nimănui despre conversația noastră, altfel nu va funcționa. Ei s-au strâns mâna și Artiom foarte mulțumit a plecat acasă. Ecaterina de asemenea voia să plece, dar a auzit un fel de zgomot în tufișurile de pe mal. S-a apropiat mai aproape, s-a oprit să asculte, dar nu a văzut nimic. S-a părut, a spus ea și a plecat. Când Daria și Leonid s-au convins că nu mai era nimeni, pe lac au oftat ușurați. Daria încă încerca să nu respire. Ce-a fost asta, dracu? A spus în cele din urmă Leonid care era pur și simplu furios de ceea ce se întâmpla nu vezi că au folosit un băiețel pentru scopurile lor egoiste. Și el n-ai va crezut totul. Adică ea plănuiește să ne fure aceste comori, nu se dădea bătut soțul. Da, da, trebuie să fugim urgent acasă și să-i spunem totul tatiana i Pavlovna. Și au fugit în casă și au găsit-o pe Tatiana care și-a lăpta liniștit copilul. S-a uitat la fețele lor neliniștite cu neînțelegere, iar cuplul era pur și simplu în panică și pe nervi. Ce s-a întâmplat? A întrebat femeia acoperindu și copilul cu o pătură. În sfârșit a adormit. Daria și Leonid i-au povestit tot ce au văzut și au auzit la Tatiana. Abia nu a făcut infarct. Desigur înțelegea că fiica ei era o scorpie, dar nu până la acest punct. Au discutat mult timp despre asta și au încercat să-și dea seama ce să facă. În cele din urmă a vorbit Leonid. Gata toată lumea am un plan. Nu știau când urma să aibă loc jaful, dar ceva le sugera că Ecaterina nu va întârzia și au avut dreptate. Deja noaptea următoare au observat-o pe ea târându-se în haine de camuflaj în tufișurile de lângă casa lor. Ea credea că aceasta era o mascare excelentă, dar se înșela foarte tare. În seara aceea toți membrii familiei au ocupat pozițiile lor. Ecaterina a pătruns în casa lor prin fereastra deschisă. Ea credea că a fost o greșeală a proprietarilor, dar chiar și această mică mișcare a fost planificată de ei. Totul a fost făcut pentru a o atrage într-o capcană. Femeia a crezut pe naivul Artiom și a mers în baie de și s-a dovedit a fi la fel de naivă ca băiatul. Baia se afla vis-a-vis de o ușă. Ea a presupus că era dormitorul cuiva. Nu era exclus să fie dormitorul lui Leonid și al Dariei, așa că femeia s-a strecurat cât mai ușor în baie și a început să caute o coște rufe murdare mare. Nu a durat mult să găsească dar ce oameni proști. Se gândea Caterina să ascundă lucruri atât de valoroase, atât de neglijent. Deodată a auzit un fel de zgomot în coridor ca și cum ceva nu prea greu ar fi căzut. S-a întors, s-a uitat în jur, dar nu a văzut pe nimeni și s-a întors la treaba ei. A scos cu grijă acest cufăr cu bijuterii, nu era chiar atât de mare cum spuneau a gândit ea. Dar deschizându-le i a dat seama cât de rău era totul. Acest cufăr era fals. În el se aflau doar bijuterii de copii. Abia nu a țipat în voce tare de dezamăgire. Atunci ușa de la baie s-a trântit brusc în spatele ei, s-au auzit pași și țipete sună poliția, ea e prinsă. Ecaterina a încercat să deschidă ușa, dar se pare că în mâner a fost introdus ceva asemănător cu o măturică care bloca trecerea și Ecaterina se afla într-adevăr prinsă în baie, nu erau ferestre de unde să scape, ea a înțeles că aceasta este o adevărată înfrângere, nu-i rămânea decât să aștepte sosirea poliției. Ușa s-a deschis după jumătate de oră. În tot acest timp nimeni nu a vorbit cu ea și nici măcar nu a putut auzi conversațiile din exterior. Toți vorbeau în șoaptă, era groaznic. O enervată, de îndată ce ușa s-a deschis, a fost întâmpinată de un bărbat plin. În uniformă de poliție, el i-a ordonat imediat să se întoarcă, ea nu s-a opus, și a ascultat pe mână i-au pus cătușe. Bărbatul a rostit cea mai banală frază pe care a auzit-o milioane de ori în filme: Sunteți arestată! Aveți dreptul să tăceți, urmați-mă! când a ieșit din baie s-a întâlnit cu privirea Dariei, care pur și simplu strălucea de bucurie că planul lor a reușit, iar Caterina era teribil de furioasă. Ea nu se aștepta ca acești oameni să poată fi atât de inventivi, iar planul era foarte simplu. Leonid și Daria au stat în dormitor până când Tatiana, care se afla în toaleta adiacentă închisă, a dat un semnal batând din picior. Atunci Leonid a sărit din cameră și a închis ușa de la baie. Planul a funcționat ca un ceas elvețian. Ecaterina a fost dusă într-o mașină cu gratii, iar familia a mers în urmă. Toți se îndreptau spre secția de poliție. De ce ați pătruns în casa altcuiva? a întrebat un bărbat serios în camera de interogare. Ecaterina nu fusese niciodată într-o cameră similară, într-un fel chiar era interesată să vadă cum se desfășoară astfel de cazuri în altă situație. Desigur îmi rezerv dreptul de a nu vorbi fără avocat, a răspuns tăiosă. Vreți să duceți acest caz în instanță? Atunci vă spun ce va fi rezultatul. Nu numai că veți plăti o amendă, dar puteți ajunge și în închisoare. Poate că în timpul anchetei vor fi găsite și alte afaceri murdare doriți asta. Ce știți despre afacerile mele? A întrebat-o cu suspiciune Ecaterina. Desigur, aceasta era o manipulare ieftină ia voia să schimbe subiectul. Răspundeți la întrebare sau veți fi ținută în arest până la proces, a insistat șeful poliției. Și am vrut să-mi iau lucrurile din casa mamei mele, iar ea a spus că nu sunt fica ei. Vedeți, ea s-a supărat foarte pe mine. Desigur m-a durut și am decis să-mi iau măcar ceea ce mă aparținea. Și ce anume? Unele lucruri personale bijuterii a răspuns cu sfidare Ecaterina. Bine a concluzionat șeful poliției după o pauză de câteva minute. S-a ridicat și a ieșit din camera de interogare. Apoi doi polițiști au venit după femeie și au dus-o în spatele gratiilor. Ea a încercat să scape, dar nu a reușit. A venit rândul familiei Tatiana. Au cerut să fie interogați împreună deoarece nu-și ascundeau nimic unul de celălalt. Deci știați că ea va sparge în casa voastră. A întrebat un bărbat cu ochelari. Da, de aceea eram pregătiți pentru atac, a răspuns Daria. De ce nu ați sunat imediat la poliție? La primele suspiciuni. Pentru că scuze nu vă supărați, dar poliția din țara noastră funcționează puțin ciudat dacă am fi sunat-o din timp am fi alungat-o iar i-ar fi comis această furt în altă zi atunci cu siguranță nu am fi prins-o pe loc de comitere a infracțiunii a răspuns Leonid cu sarcasm dar ea nu v-a furat nimic așa a întrebat șeful poliției. Nu dar totuși a fost o spargere. Ea a pătruns pe proprietate privată, a răspuns Tatiana. Ea a spus că voia să-și ia lucruri personale din cauza supărării pe mamă. La asta toți s-au uitat unul la altul pe fețele lor, era surprindere. Nu a răspuns în cele din urmă Leonid. Este o minciună grosolană. În acest caz, ce voia să vă fure a insistat șeful poliției. Tot s-a uitat din nou unul la altul parcă ar fi vorbit cu ochii, iar Daria i-a făcut lui Leonid un semn afirmativ semnificativ. Ne este mai bine să-l arătăm și săl. A spus băiatul nesigur. În ce sens? S-a mirat bărbatul. Acestea sunt comori istorice pe care statul le trebuie să le confiște conform legii, a mărturisit în cele din urmă unit. În acel moment, el a simțit o ușurare, și se părea că toți din acea cameră au simțit același lucru. Poate că este mai bine să scăpăm de ceea ce aduce atâtea complicații în viața noastră, a spus oarecum surprins cercetătorul. Polițistul a fost de acord cu ei și a mers la ei acasă. Leonidia a povestit pe scurt povestea despre unde au găsit acest cufăr, cum l-au găsit și de ce se ocupau de el apoi a povestit despre Ecaterina care a vândut mai întâi casa mamei sale și apoi a amenințat că le va lua înapoi atât casa cât și terenul. Și în cele din urmă au ajuns la obiectul tuturor certurilor și neînțelegerilor la nefericitul cufăr care era ascuns direct sub patul lui Leonid și Daria. Ei bine a început polițistul examinând conținutul cufărului. Acest lucru trebuie trimis la expertiză, iar dacă se va confirma valoarea sa istorică, atunci veți trebui să vă descurcați acolo. Sunt obligat să-l confisc și să-l predau organelor competente. Toți au fost de acord și cufărul a fost confiscat. Conflictul cu Ecaterina a fost rezolvat, ea a fost amendată pentru huliganism domestic minor și eliberată și se pare că în sfârșit această poveste s-a încheiat, dar a doua zi Artiom a venit la ei acasă, plângea amar și nu putea să se oprească. Tatiana l-a liniștit mult timp pe bietul băiat neînțelegând ce l-a supărat atât de tare. El a tratat cu diferite dulciuri l-a udat cu ceai. În cele din urmă Artiom a putut să se calmeze puțin și să-i spună ce îl deranja atât de mult. Iartă-mă bunica Tatiana plângea el așezat în poala ei. Iartă-mă, sunt atât de vinovat. Ce ai făcut că ești vinovat? L-a încurajat femeia. I-am spus fiicei tale rele unde ascundeți acest cufăr blestemat, toate necazurile sunt din cauza lui, dar am rezolvat deja totul, soarele artium. Ei bine, ce să faci, sunt atât de vinovat. M-am certat cu tine și imediat te-am trădat, sunt un prieten groaznic și eu sunt de vină în acest caz. Nu trebuia să te refuz așa de brusc. Suntem cu toții vinovați, dar cel mai important este că știm să ne acceptăm greșelile. Învățăm din ele. Acesta este cel mai important lucru, bunica Tatiana. Te iubesc atât de mult. Următoarele luni au trecut minunat, vara se apropia din nou de sfârșit. Artiom se pregătea pentru clasa a doua, iar Petru urma să meargă în sfârșit la grădiniță. Expertiza istorică a confirmat că cufărul și conținutul său erau un patrimoniu istoric, așa că acum aparțineau statului, dar le-au plătit procente bune pentru comoara găsită. Leonid a fost promovat la locul de muncă, așa că acum își puteau permite să cumpere o mașină mare și spațioasă pentru familie. Părinții lui Artiom s-au împrietenit strâns cu Daria și Leonid între ei s-a legat o prietenie minunată. Se invitau reciproc la picnicuri zile de naștere și sărbători aceste două familii au devenit foarte apropiate. Tatiana nu mai stătea tot anul singură într-un sat îndepărtat. Daria și Leonidia au amenajat o cameră separată în apartamentul lor așa că bunica Tatiana locuia cu ei și iarna stând cu copilul în timp ce părinții tineri mergeau la prieteni sau la cinema iar când toată lumea era la serviciu iar Petru era la grădiniță Tatiana putea să se bucure de viața socială urbană necunoscută ei până atunci mergea la bibliotecă, parcuri, muzei, interacționa cu semenii ei, chiar s-a apucat de mers pe jos cu un grup de oameni cu aceleași interese. Despre Caterina nu se știa nimic de mult timp. Unde a dispărut cei s-a întâmplat cum se descurcă copiii ei este încă căsătorită Tatiana nu știa dar nu-i mai păsa deloc. Ecaterina a ales singură drumul ei nimeni nu a forțat-o să renunțe la mamă. Desigur, la început Tatianei a fost greu să accepte acest lucru, dar ea a înțeles că toată viața a fost o iubire unilaterală. Ecaterina nu a iubit-o niciodată în viață din copilărie, a fost o persoană crudă și cinică. A trecut un an în oraș și a venit din nou vara. Toate fantomele trecutului au început să se estompeze în memoria familiei, acum se străduiau să mențină relații și să se ajute reciproc. În fiecare zi, Tatiana ajuta în principal la gătit și la îngrijirea copilului. Ea oferea sfaturi diferite, dar nu presa. Părinții ar trebui să decidă singuri cum să-și crească copiii. Petru iubea foarte mult pe Tatiana, desigur, el era încă foarte mic, dar spunea deja cuvântul bunica. Tatiana era foarte fericită de asta. Și în relațiile cu Artiom totul a început să se îmbunătățească. El a devenit mai înțelegător și mai serios. A terminat doar clasa a doua, dar deja se simțea ca un mare om de știință. Îi plăcea cel mai mult matematica. Acest lucru l-a trăgea pe el cel mai mult. Cu ajutorul matematicii voi putea explica multe, spunea el. Mi s-a spus că când voi fi mai mare, voi putea studia și fizică, și chimie și geometrie. Abia aștept. Familele ca de obicei mergeau la lac, organizau picnicuri și, desigur, se scăldau în piscină. Doar că acum ideea de a căuta comori nu mai era atât de populară. Poate că aici se mai ascundea ceva, dar le-a fost de ajuns povestea întâmplată anul trecut. Dar într-o noapte, această idilă, familia l-a fost din nou tulburată fantomele trecutului au decis să viziteze prezentul. Ceasurile arătau în jur de ora trei, toată lumea dormea un somn adânc. Tatiana se odihnea în casa ei separată, iar Petre și părinții săi în dormitorul lor. Deodată Daria a auzit un zgomot. În jos a încercat să-și trezească soțul, dar acesta dormea ca un mort. Atunci fata și-a pus un halat și a coborât încet. Era groaznic de frică mai ales pentru că văzuse multe filme de groază în care victimele erau atacate de maniaci sau fantome, dar de data aceasta filmele au avut dreptate. Și intuiția ei nu a dat greș. Dar ea a ieșit pe scări și s-a uitat în jos. Acolo a văzut doi oameni în măști negre. Inima i-a sărit în piept. Grajderii adevărați trebuie să dau alarma. În primul rând a decis să-și trezească soțul s-a întors, dar sub ea podeaua a scârțuit trădător. Fata s-a oprit imediat, a îndreptat lumina lanternelor. Dar ea a înțeles că a fost văzută, a ridicat încet mâinile și a început de asemenea să se întoarcă. Erau îndreptate spre ea două guri de pistol. Și fiecare ar fi putut trage în orice moment. Coborâți și șopti o voce masculină din spatele măștii dar ea a decis să nu-și încerce norocul și a început să coboare încet scările. O tremura iar soțul ei din păcate nici măcar nu a auzit nimic. Când a coborât a atins accidental o vază care s-a spart în bucăți. Ar fi trebuit să provoace zgomot și să atragă atenția lui Petru, dar din toate părțile era doar liniște. Grajdarul cu mască a luat un scaun de lemn și l-a pus în centrul camerei. Așează-te, a ordonat el. Fata a ascultat îndată ce s-a așezat cu un gest brusc a împins-o în spatele scaunului, iar partenerul său a început să-i lege pe Daria cu o frânghe. Unde este soțul tău? A întrebat din nou vocea aspră. În dormitor pe etajul 2 este liniște ca șoare ce le-a șoptit Daria. După aceste cuvinte i-au lipit gura cu scoci. A încercat să spună altceva, dar acum ieșea doar gemete. Plângea de neputință și nu știa ce să facă. Între timp spărgătorul s-a urcat la etajul 2 și l-a ridicat cu forța pe Leo din pat. Tânărul era somnoros așa că nici măcar nu a realizat imediat ce se întâmplă, dar hoțul nici măcar nu a riscat la lovit imediat pe proprietarul casei cu o țeavă grea. Leo a căzut pe podea. Musculosul hoț cu masca a ridicat cu ușurință băiatul și l-a pus pe un umăr. L-a adus jos și l-a așezat lângă fată care se zbătea și încerca să scape. Scaunele lor erau legate astfel încât să se atingă doar spatele. Nu se puteau privi nici măcar unul pe celălalt. După cinci minute Leonid și-a revenit deși nu mai avea niciun sens. Era la fel ca Daria imobilizat și cu gura lipită cu scoci. Dar în sfârșit v-ați trezit, a spus un cunoscut glas feminin. Daria nu putea înțelege unde l-auzise, dar când femeia și-a dat jos masca totul a intrat în linie. Era din nou Ecaterina partenerul ei nu a vrut să-și scoată masca. Probabil nu dorea să-și dezvăluie anonimitatea. Spuneți unde este cufărul a ordonat ea cu indiferență îndreptând pistolul în direcția lor. Dar ea oftat iar Caterina a crezut că vrea să spună ceva așa că i-a dat un semn partenerului ei să-i desprindă scociul. Dar în loc de locul unde se afla comoara a izbucnit, vei muri în iad faptură. După aceste cuvinte i-au pus din nou scociul pe gură dăruindu-i și o palmă. Dar tu soțule a întrebat Caterina cercetând pe Leo învârtindu-se în jurul lui. Ai ceva de spus? Ca și soția ta. Acela a clătinat din cap dincolo încolo încercând să se elibereze. Așadar toți veți tăcea am dreptate. A întrebat Caterina cu un ton condescent. Ei bine atunci va trebui să vă motivăm în alte moduri. A dat din cap partenerului ei, iar acesta a plecat în sus. Daria a ghicit imediat de ce s-a dus și anume. Apoi a început să se bată, să se zvârcolească, să scuture scaunul, dar totul a fost fără rost. Când partenerul Caterinei s-a întors cu fiul lor, Daria a căzut aproape în neconștiență. Din ochii ei curgeau lacrimi în râuri. Hoțul ținea fiul ei de mână și acela era somnoros și tot timpul voia să cadă undeva. Bărbatul l-a așezat pe canapea. Somnul lui Petre, din fericire, nici măcar nu a realizat ce se întâmplă. El s-a întins pur și simplu pe canapea și a continuat să doarmă. Ecaterina s-a apropiat de Daria și mai mult s-a ridicat în fața ei și a șoptit, O ce sunt astea lacrimi. Dar e util ca o mamă să plângă când fiul ei este în pericol. A îndreptat pistolul spre Petru, un copil neajutorat care dormea liniștit pe canapea. Daria a fost cuprinsă de tremur, a strigat din răsputeri, dar a ieșit doar un mârâit jenant, iar lacrimile îi curgeau și roaie. Ecaterina s-a apropiat din nou de ea și a smuls cociul. Daria a simțit chiar și o durere inimaginabilă, dar nu a pierdut timpul și a strigat, nu l atinge I-au pus mâna la gură. Dar acum Daria spera că cineva va auzi strigătele ei. Și așa a fost. Tatiana Pavlovna s-a trezit din somn profund auzind acest strigăt disperat. La început a crezut că îi se pare. Pentru a se asigura a privit pe fereastră care dădea direct la casa Dariei și a lui Leonid și a observat că într-unul dintre ferestre ardea un fel de lumină albastră nefirească. Chiar și după ce și-a frecat ochii, lumina nu a dispărut. S-a întâmplat ceva, i-a trecut prin minte și-a pus pe ea un halat și trecând pe lângă grajd a luat o lopată ca să fie în siguranță. Cine știe ce? S-a apropiat încet de casă și a deschis ușa cu grijă. În fața ei s-a arătat o imagine teribilă. Daria și Leonid erau așezați legați. Daria plângea iar Leonid încerca să se elibereze din aceste frânghe. Fica ei era din nou acolo, ea și partenerul ei îi amenințau să-l omoare pe bebelușul Petru ținându-i pistolul îndreptat spre el. Dacă părinții nu vor spune unde este cufărul. Tatiana îngrozit fără să se gândească la ce face a alergat la Ecaterina și i-a dat cea mai puternică palmă din viața ei. Ecaterina s-a dezechilibrat chiar de la surpriză. Ce faci dracului? A strigat Tatiana. Pleacă de aici bătrână și nu-mi sta în cale a Caterina și a început din nou să preseze pe Daria. Copilul tău va muri din cauza egoismului tău, asta vrei. Gândește-te, comiți o infracțiune aici, nu mai există comori. Dar cum să fie? A zâmbit Caterina. În tot acest timp, partenerul ei stătea cu pistolul îndreptat spre copil. Tatiana, conștientizând toată situația deplorabilă, a apucat lopata pe care o adusese cu ea și a lovit banditul cât de tare a putut în cap a puțin, dar totuși a nimerit-o ușor. Bărbatul surprins și dureros a început să tragă din inerție. Tatiana a sărit imediat la Petru protejându-le cu corpul ei. O lovitură a lovit tavanul, iar cealaltă a lovit direct în inima Ecaterinei. Ea s-a uitat cu groază la partenerul ei și s-a prăbușit pe podea în câteva secunde. Nici măcar nu a avut timp să spună nimic respirația ei s-a oprit imediat iar inima ei a încetat să mai bată. Profitând de situație, Leonid a reușit în sfârșit să se elibereze de frânghe și a imobilizat brațele banditului la spate. Sunați la poliție! A strigat el către Tatiana. Ea a făcut tot ce i s-a spus. Poliția a sosit destul de repede, dar Leonid a avut timp să-i lege banditului mâinile să-l pe canapea și să-i îndrept pistolul în față. Între timp Daria a luat copilul în brațe, l-a dus sus și l-a sărutat mult timp. E totul bine, dragul meu, totul e bine, îi spunea ea îmbrățișându-le cât mai strâns. Polițiștii au pătruns în casă cu arme și au ordonat tuturor să ridice mâinile și să se predea. Banditul a încercat să fugă, dar nu a reușit. Nu știam că ești o femeie atât de luptătoare, a remarcat Leonid în glumă la adresa Tatianei când criminalul și trupul Ecaterinei au fost duși, Tatiana stătea pe canapea ca și cum ar fi fost moartă. I se punea o întrebare, dar nu înțelegea nimic și nu putea răspunde. Inima o strângea groaznic. Crezând că nu se simte bine, a sunat la ambulanță și a sosit la timp. În clinică i s-a spus că a suferit un atac de cort. Tatiana Pavlovna s-a trezit a doua zi, o sală albă, un tavan alb, asistentă medicală care i-a injectat ceva în venă. Vin în curând rudele dumneavoastră, i-a spus ea și a plecat. La câteva minute după aceea în camera au năvălit Daria unit cu Petru în brațe Artiom și părinții lui. Toți erau foarte îngrijorați. Artiom a adus flori de câmp și Petru un balon, iar Daria i-a adus Tatianei dulceața ei preferată de căpșuni pe care i-a însă și o făcuse. Ce-i asta? se întreba femeia. E pentru tine bunică Tatiana, a exclamat Artiom și a îmbrățișat-o pe Tatiana. Suntem foarte bucuroși că te-ai făcut bine, a spus Taria. Am fost foarte îngrijorați pentru tine, a spus ea. O ce să mai s-a confus Tatiana? Tatiana Pavlovna a petrecut încă o săptămână în spital. În fiecare zi o vizita cineva, fie Leonid cu Daria, fie Artiom cu părinții lui care îi împărtășeau știri despre tot ce se întâmplă în lume. O și când vei veni vom pregăti pentru tine o petrecere tare, i-a spus el. Doar că era un secret, a spus în glumă Tatiana. Când a fost externată, a mai avut nevoie de o lună să meargă cu scaunul cu rotile, dar nu a fost o problemă. Pentru că acum avea o mașină mare pe care putea încărca orice în cele din urmă a fost dusă în casa ei natală. Leonida a descărcat căruciorul, a urcat-o pe Tatiana Pavlovna și a dus-o în casă. De îndată ce ușa s-a deschis, s-a aprins lumina și baloanele gonflabile au zburat pe tavan, toată lumea stătea cu cadouri și un tort și a strigat în cor, surpriză. Tatiana i-a mulțumit din suflet tuturor și s-a așezat la masă. Când se uita în jurul casei, amintirile nopții trecute îi tăiau conștiința ca cu un cuțit. Fica ei murise, iar ea nici măcar nu simțise nimic. I s-a făcut amar și rușine de indiferență ei față de moartea ei. În schimb, s-a speriat teribil pentru soarta Dariei și a fiului ei, Petru, care erau pe un fir de moarte. Poate că în ei se afla acum dragostea ei adevărată. La sfârșitul serii, Tatiana a fost informată că partenerului fiicei sale i s-au dat câțiva ani de închisoare. Așa că la sfârșitul vieții, Tatiana a avut o familie adevărată și iubitoare care o aprecia, o respecta și o iubea până la sfârșitul zilelor. Daria a devenit ca o fiică pentru Tatiana. Ea a avut grijă de ea cu devotament chiar și atunci când Tatiana era deja foarte bolnavă. Între timp avea încă 10 ani de viață productivă și fericită înainte. Daria și soțul ei au fost mereu atenți și înțelegători. Și când cineva spunea că nu sunt rude din punct de vedere legal și, prin urmare, nu pot fi o familie adevărată, Tatiana doar zâmbea în răspuns pentru că o familie adevărată nu este doar o colecție de oameni cu legături de sânge. Aceștia sunt cei care se iubesc, se respectă și au grijă unul de celălalt. La urma urmei, rudenia poate fi nu numai prin sânge, ci și prin chemarea inimii.